Ai văzut că, ai văzut că ți-am salvat viața? Wow, tipule, ce bun ești! Auzi-am! Unde fugi? Te va face bine, ai puterea dragostei. Tot ce visezi stă în puterea ei. Vei avea tot, totul e doar să vei. Prin puterea dragostei. Puterea dragostei. Vreau să-ți mulțumesc că nu ai renunțat la iubirea noastră. Te iubesc! Asta nu l-am văzut! Mariana, adică când ești aici? Tu n-ai văzut pe câte lume proști? Câte ce fetele oferi la chestii lovească? Îi învăța, va veni și dragostea. Cel mai important, am vorbit cu Pop Telecan, o zis, bă, tăta mea e. Fără răzbare! Ne-ați încălzit de tot, fetelor, cum ne facem? Azi e Viana pe val. Nu-i bine să dansezi la început, că după aia nu mai am glas să vorbesc cu tine. Mi-am ales vânuțul cum trebuie. Din câte mi-amintesc, eu și mi-amintesc foarte bine, nu s-au atins buzele mele de buzele tale. Nu s-au atins. Eu așa mi-amintesc, frate. Dacă tu ți-amintești altceva, e problema ta. Ok, nu s-au atins. Și atunci de ce te ataci în halul ăsta? Pentru că se spune ceva ce nu îi, mă, omule, că eu te-am luat cu forța. Apropierile aia dintre ea și Iancu, frate, frate, erau altceva. Ce ai tu cu mine? M-am certat cu tine? Eu mi-am cerut scuze de la ea, nu te mai băga tu ca oaia în tot. Dă timp, a mea, că eu tot... Stai scumiți, bă, 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 eu am spus ce s-a întâmplat azi dimineață și nu te-am jignit cu nimic. Nu te-am jignit cu nimic. S-am spus a nu știu câta oară să nu mă mai jignești când mă arde pe creier. Manuela, cel mai important, am vorbit cu Pop Telecan, o zis, bă, tăta mea e. El pe cine e nervos, așa dezamăgit, am înțeles că Dea și Andreea Pirui. Pe mine e dezamăgit? Da. Să fie că nu mă interesează dacă e dezamăgit. Cum adică eu să spun că îmi place de tine și mă alin cu tine, dar știi, Marius, dacă ar veni alt băiat... Da, el a spus, i-a spus-o despre amândoi și am zis că nu-s de acord cu vorba asta și am discutat-o. Sunt foarte supărată că, iată, în prima zi din an stau și mă supăr din cauza voastră. De asta tot spuneam mereu în emisiune, că vreau să te văd, să-ți văd comportamentul, pentru că eu simțeam că ascunde. El se lua de tine. El ascunde ceva. Sunt curioasă ce zice tatăl tău, Filip. Yay, ce băiat exemplu dați are. Dați seama că nu o să fie nimeni în fața noastră mândri de noi după ce văd aceste filmări. Cu părere de rău, vă spun cât se poate de sincer. Pentru faptele pe care le-ați făcut în acea cameră de hotel, o să fiți mutați înapoi aici, în casă. Vă pun un mesaj care este în limba turcă. Eu nu știu să-l traduc,
Da, puteți să vedeți numărul camerelor. Și avem 113 și 117. Care ce anume au făcut? Ce a făcut camera 117? Mi-e teamă că o să vă stric relațiile de iubire. Filip. Da. Erai supărat pe Ricardo pentru că a filmat. Nu eram supărat că a filmat. Înțeleg, eu am făcut o groază la viața mea, dar niciodată așa ceva, mă. Cum să puteți, cum? Dar eu l-am spus de atâtea ori, eu m-am supărat pe ei, bă, de m-am și supărat pe voi. Bă, tu te ridici la mine, nu mă interesează. Bă, nu mă interesează ce vezi tu, mă interesează ce ai făcut tu de fapt. Turcu! Turcu! Iancu, am încredere în tine, ce ai? Îi dau ce merită, că el se ridică la mine, ce să-i fac? Bă, faci la mine în cameră, faci atâtea, după ce vreau să vină liniștiți în emisiune și să zică, domnule, eu n-am făcut nimica și restul picau toate pe mine. Manuelu! Da. Ce faci? Ce ai de stai tulănită pe canapea? Ești bolnavă. Ce am mai râs și am dansat. De ce nu dansezi? Ce-i cu tine? Mi-a plăcut melodia. E supărată de fazele de ieri, deci s-au vorbit. Dacă eu vreau... Vreodată să mă pup cu tine, te știu de ceva timp și har domnului, nu trebuia să vin până în Istanbul ca să te pup, înțelegi? Puteam să te pup. De asta zic și eu că ne știm de atâta timp, n-avem nimic. Asta zic. Tu spui la Andrei în felul următor. Ce că te-am luat eu cu forța? A, tu, Manuela, mai termin-o cu asta. Spune la Andrei în felul următor. N-am nimic cu băiatul ăla, suntem ca frații, ca prietenii. Am făcut o glumă care a fost un pic mai deplasat, o glumă care am făcut-o la momentul ăla. Pune așa și... Dar n-am vrei nimic cu mine și bă, nu vreau nimic cu tine. Atent, pe mine mă interesează că știm neapărat. Foarte bine. Pe mine mă interesează că spune la Stan și la Bran. Nu, eu nu păi vreau să aduc supărată aici. Că el e supărat pe tine acum, că vezi, Doamne, te-ai pupat cu mine. Dar tu spune că la glum ai făcut capul, că trimite și m-ai atins fără să vrei. Nu-i doar chestia asta că el e supărat sau că nu e supărat. E chestia asta pentru că... Deci ce s-o zis ieri, o să vadă foarte multă lume, printre dar care... Dar uite ce-o zis Ricardo acum. Printre care bă. Ce mă interesează pe mine, părinții mei și familia mea, dar eu nu vreau să îi pun pe ei într-o impostază proastă în care să fie nevoiți să se uite la un... Tu te pui în impostaza asta. De ce să spune lumea că ce, că eu te-am luat pe tine să te pun cu forța? Păi tu te pui în impostaza asta, nu te-o pus de nimeni. Ce? Eu te-am pus. Păi uite, ce-o zis Ricardo mai înainte, am văzut și eu, tu râdeai și ai dat să spui oarecum. Păi dar pentru că a fost o glumă, mă. Tocmai pentru că a fost o glumă. Spune și acum. Asta e chestia, că a fost o glumă. Lasă-mă să termin, Manuela. Exagerat. Spune asta și acum. Din gluma aia care a fost atitica, s-a făcut dita mai... Tocmai de asta eu i-am spus iubite mele ca să nu mai interpreteze cum a interpretat cu periuca cine știe ce am făcut eu. Și Denis a auzit că Cotean a pupat cu forța și Iacu zice că Manuela l-a pupat cu forța. Îți dai seama. Așa o pupați cu forța. Haideți să deschid și la subiectul ăsta. Da. Cu forța. Deci chiar să deschid și la subiectul ăsta. Ce vreți, mă, dacă puterea e în aia? Cu forța, nu spus, cu forța înseamnă când te ține cineva, te tragi. Ascultă-mă, ieri, fii că când auzi Coteanu, gata. Băi, dar vorbiți acolo, și oameni nu vă înțelege nimeni, frate. Manuela, nu e mai simplu să zici tu, da, uite, te-am pupat la glumă, fracțiune de secundă. Am bă, omule, în cap. Vrei să spun că erai mor de beat? Eu n-am fost... Ai fost mor de beat. Dacă erai mor de beat, eram cu toții mor de beat. Care am fost cât se poate de lucidă, Manuela. Care am fost cât se poate de lucidă, da. Din câte mi-amintesc, eu și mi-amintesc foarte bine, nu s-au atins buzele mele de buzele tale. Ok, nu s-au atins. Eu așa mi-amintesc, frate. Dacă tu ți-amintești altceva, e problema ta. Ok, nu s-au atins. Și atunci de ce te ataci în halul ăsta? Pentru că se spune ceva ce nu-i, mă, omule, că păi eu da, te-am dat cu ce? De ce spune aia cu acoare? O săptămână în urmă? O săptămână în urmă? Dacă spun ce-am făcut ăla... Bă, tu ai dat să spui, le-am pâș, te-ai oprit atunci. Ia adu Ricardo. Da, te-am pâș. Adu Ricardo, să vedem. Atunci când ai vrut să ataci pe Denis, ai folosit-o în apă. Ricardo, adu telefon. Și rușine de chestia asta, nu vreau să află. Dacă ți-am explicat odată și nu înțelegi, nu mai că pentru mine asta nu e o mândrie, e o rușine. Bun, ai lasă, îți dai seama, e o rușine, cum să nu, mare maciomeni ești, tu îți dai seama ce rușine păi mare. Păi după ce-a făcut ăsta, ce-a făcut cu tine, să zic eu, vezi, doamna, pac, mâna lui, o mândrie pentru mine, nu-i. Tu sau oricare alt bărbat n-ar putea avea nimic cu mine din cauza la ce-o vorbi Rica, asta-i dat de înțeles că pentru mine nu e o mândrie chestia asta, că vezi, doamna, s-a întâmplat o pupă între noi, înțelegi? Mai zi-mă, mai pe mine, bă, eu am înțeles, dar ce-ai dat de înțeles? Ricardo, taci un pic, te rog frumos. Iancule, ascultă-mă numai un pic. Eu nu din cauza lui, din cauza că nu o secundă, te rog să lămuresc o chestie. Pentru tine. Iancule, vreau să lămuresc o chestie, dacă ar vrea să fie clară. Prin ce ai spus tu mai înainte, se înțelege că nu e o mândrie, ok, dar nu e o mândrie, de ce? Pentru că nici tu, nici alt bărbat n-ar putea să fie cu mine pentru ce mi-a zis Ricardo. Asta înseamnă că am o reputație de...
Eu nu am nimic față de tine, tu nu ai nimic față. Asta zi, frate! Și mai ales că el ce-a făcut cu tine, n-aș putea niciodată să mă laud cu chestia asta, înțelegi? Da, dar e greșeala lui, Iancu. Păi e greșeala lui, dar ea crede că eu vin aici să mă laud, că vezi, doamnă, pe mine nu-mi convine chestia asta deloc. Indiferent ce a fost între ei, el nu trebuia să vorbească lucrurile. Stai să luăm așa. La urmă s-au iubit. Lasă, da, să lasă pe Ricardo cu subiectele lui, să nu mă apuc și eu. Eu am vrut să îngrop asta deloc, mai eu și tu știam asta. Și am lămurit câteva zile cu Denis, atâta tot. Bun, s-au aflat între fete pe acolo și v-ați certat voi între voi problemele voastre. Dar spuneți-mă, povestiți-mă ce s-a întâmplat. Păi de asta în emisiunea asta. Hai să povestiți ce s-a întâmplat. Bravo, povestiți. Hai să spune tot, Ricardo. Vrei să începem? Hai să spune tot ce se întâmplă. Haide, așa trebuie. De asta suntem în emisiunea asta. Să vorbim, să povestim ce s-a întâmplat. Adică nu mai ca și chiar dacă mă duc la bani, trebuie de pe Post TV. Am făcut noi, tot noi am făcut-o. Ce am făcut? Deci nu asta e ideea. În primul rând. Deci, eu am zis așa când am ieșit în club. Suntem 5 oameni. Din 5 oameni o să văd cine o să spună. Și uite-te că s-a aflat. Foarte nu știu cum se face că mereu se află. Foarte bine. Știam de la cu lux de amănunte, nu da, așa? Da, exact, cu lux de amănunte. Cine a început mare lux, da. Toată povestea? Deci a ajuns să se afle și cine cu i-a dat mesaj, hai la club. Și cum bravo a fost, cine pe cine a luat, că eu l-am luat pe Iancu din pat. Ce foarte bine. Da, mă, pentru că amestecat în pastile de gură toată seara. Și iasă la iveală. Da bine, dar cine a adus subiectul în emisiune că a fost la club? Pe cine? Pe cine? Pe cine? Ziceți voi. Pe asta zic. Manuela. 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 Da, Manuela. Tu ai adus subiectul că să vezi ce a făcut Iancu cu Andreea la club. Tu, Andreea, tu. Păi da, toată lumea de știe Manuela. Aici, da, da, aici a adus parfumare că am la club. Păi dar de ce nu te asumi? Ai zis la glumă? Nu știu, dar ai zis, Manuela. De zis ai spus în fiecare zi, dar nu știu prima. Măcar pe nimeni să spună cine a dansat, cum a dansat, ce am făcut. Dacă ești la club. Dar mă, oricum s-a aflat că au văzut Denisa mesaje. Bine, dar Manu, știi și alte clipuri. Nu, dar ai văzut Manuela. Că am fost, tu ai zis, de lunea când am ajuns. Cred, arătam eu mesajul. Am aflat de unde s-au luat. Dar tu i-ai tot spus la Denisa. Eu, da, într-adevăr, în fiecare zi. Da, nu mai ceva, erau dovezi. Erau viitorile despre ce am vorbit. Da, 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 da. Eu am încredere, nu zic că știi și alte secrete, ți-am spus și Levi să le spui aici. Dar faza cu ea, ai spus-o. Ai spus-o, ai vrut să-l ataci, ai vrut să faci la glumă și niciodată nu m-am supărat să vii să spui tu, dar de ce ai mers să spui în emisie? Că din cauza tu afla de... Stai un pic, știi cum o să... Nu, știi cum am început eu. Deci, o să afla că de la istimă. Dar cu ceva timp când s-a dat pe post exact ce e fu astăzi, să spui, să râzi, că dacă... Da, mai văzut, dar eu, dacă unul nu mai ies la club cu voi, cu fetele, cum de ce să nu ieși, frate? Nu mai ies, frate, nu e vorba de asta. Îmi doresc, dar nu mai vreau. Nu se poate să vii aici să spui ce ai mâncat, ce ai bubă, băi, lasă-mă. Ce pui, bă, bă? Frate. De ce mai stăm aici atunci? Du-te, bă. Mamă, mie mi se pare foarte curios. Da, am fost la club, ne-am prins amendă, da, dar nu trebuie să stăm să povestim și câte pahare am băut. Ba da, ba da. Bă, da, trebuie să povestim și cum ați dărâmat camera, tot așa, cu lux de amănunte. Uite, auziți-o cum se putea să povestim și asta. Tot așa. Păi da, eu sunt de acord cu filmări. Cu lux de amănunte, cu filmări. Da. Bine, eu am și filmat, ca zi doamna Andreea. I-ați făcut cum ați făcut, tot așa. Da, dar eu zic că sunt de acord, frate. Măcar dacă le faci niște chestii la faimii. Care nu haide, mă, el încearcă să înțepe una pe alta și normal că fiecare. Păi dacă mai ești vreodată la cum, cine mai vine, frate, lângă tine? Că știe că vii și tort tot. Băi, eu sunt de acord perfect cu ce spui tu, eu doar zic că n-am fost acolo. Mai vreau o fată să-ți dea un pupic, păi ți-l mai dă? Mie mi se pare corect pentru că n-am fost eu și nu se poate spune nimic, adică în situația asta, știi? Da, o să ajungem să ne fie frică să ne dăm mesaje unul la altuia. Bă, poate chiar, uite, eu la început aveam o rețin cu piruții, să-i dau mesaj, că mă gândeam, zic, poate vine și... Și ce? Da, bine, nu era cazul aia. Ce? Dacă tu vine, vine și te... Ce? Ai secret? Ai mesajele. Ce? Ai secret? Nu l-am secret. Bă, da, și am vorbit aseară, am vorbit... Ne pierdem încrederea unul în altul și o să ajungem să ne ferim, frate, să nu mai facem. Și eu am vorbit astfel. Cine le-a început? Și voi doi fiind amândoi în club, eu normal că am zis hai să te spunez. Dar eu nu zic că ai fi spus niciodată că m-am pupat cu el, că n-ai zis. Dar... Păi da, tocmai, drept dovadă când am fost întrebată dacă m-am pupat cu... Da, dar i-a implementat chestia asta în cap și ea o mi-a căutat. Înțelegi? Asta zic, dar eu nu m-am supărat. Ok, oricum foarte bine că s-a aflat,
acord cu nu a fost nimic. Ei, oricum se află, indiferent. Oricum se află, oricum se află. Oricum că ia, uite, îi spui amare, spui brazilian, de aflat, oricum se află, da. Eu am avut așteptări să nu-i spui tu. M-am dus la coafor, vine emisiune. A, o dansat direct, da, bine, dar asta ce a fost? A fost o glumă, mă. Nu, ai glumă, m-a ajutat cu Marius. Da, deci eu s-a supărat Marius de nu mai putut. Ce să te apăsă? Tu, fată, tu știi de glumă? Astea, hai să vezi. Bun, tu știi de glumă? Ce ce știu la coafor? Au că ce știi de la coafor? Vine să-și căță glumă. Au că ce-o știi, ce știu eu de la coafor? Bine, hai, mai zi, mai zi. Că ce-a făcut? Că gluma asta pe o vite. Ce s-a întâmplat la coafor? Vrei să te mint? Vine, tu zici de glumă. Eu am zis exact ce s-a întâmplat la coafor. Facem glume aici, ca și Caterinca. Exact, are o relație. Normal că ce-a afectat. Să spune acum, a, păi să vezi ce-a făcut Ricardo la coafor. Clar că mă zic. Tu am zis așa? Nu. Păi și atunci, dar de ce? Tu ai zis, stai că spun. Ba, că îți reproduc exact ce ai spus. Ai, Iancule, dar ai dansat cu Andreea la coafor? Am dansat toți, am zis. Păi da, și normal că pe ea o afectează. Păi da, da, auzi, Andreea. Deci dacă eu zic un lucru, de ce tu vii aici și o înflorești mai mult? Eu zic. Păi dacă eu am zis, Iancule, da, azi dimineață când ai dansat cu noi la coafor, cum a fost? M-am uitat în pauză la asta, despre cu ce vorbim. Andreea la coafor. Cu Andreea la coafor. Când ai dansat cu noi? Cu dar Andreea. Dar de ce trebuie să vii să spui? Pentru că și chiar așa dansezi la coafor. Păi dacă eu, tu ai o ceartă acum cu Iancu și o vin și spun, a, păi să vedeți că am dansat eu cu Manuela. Dar stai un pic, că eu, noi nu ne certam atunci pe conexiune. Manuela încearcă să facă pe ispita în casă, dar nu prea reușește cu nimeni. Ce te deranjează? Cu tine te-i place la un băiat de tine? Asta, dar dacă era un băiat liber, nu mă, dacă zici de Marius că mă place, n-am nicio treabă. Dar având în vedere că am avut cearta cu ea. Da. Păi știu ce s-o petrec. Păi știu ce ești de mine, că lui place de tine. Dar tu ce vine ai dacă lui place de tine? Dar nu-i vine. Păi și atunci? Acule, dacă zici odată, o ai zis odată la o lună, bă, o placi. Și mi-ai zici odată peste două săptămâni, o placi. Eu singur, mă înțeles, dar nu care e cu tău. Cum? Tu ce vine ai dacă... Păi pentru că s-a aflat că m-am pupat cu el. Dar ce contează, putea să fie surat cu ea. Tu ce vine aveai tu dacă îi lăsa omul care plăcea de tine? Deci, nu, asta nu am vine, păi dar atunci... vinea a fost că m-am pupat cu el. Asta a fost vinea și eu vorbeam cu ea, eram apropiat. Asta a fost vina mea. Păi și asta... și tu ai tot zis în fiecare zi până a ajuns să caute, să vadă ce s-a întâmplat între noi. Că probabil, nu zic că nu, probabil în emisiune s-a aflat că m-am pupat. Dar nu acum și nu vreau să audă de la tine. Bun. Tot trecut chestia. Dansez la coafor, ce e? Fă noi patru. Nu vine Ricardo să spună, nu vine Iacru, Manuela vine să spună. Eu am rămas șocată. Așa, și bun. Dar ce-a fost chiar așa acolo? Păi iar a început cearta cu ea, iar ai deranjat-o, iar ai supărat-o. Nu e ok, Manu. Nu e ok să faci chestii din astea. Bun, tot nu ți-am zis nimic. Aici când ai fost, în fiecare zi urli la mine, în fiecare zi îmi spui, mă disperi, crede-mă, îți spun în față, la nicio fată, eu n-am acceptat să vorbească bun, așa cu și mine. Tu când te duci în casă la băieți. Ce? Și se zice că nu știu ce, că Manuela... Că ce? Manuela... Dar zi-mi concret. Da, că te-ai dus tu când ai fost cu ela, te-ai dus în casă la băieți și ai zis, da, Manuela se bagă în toate subiectele. Păi te bagi, că ți-a spus păi și față. Și te bagi? Eu? Tu? Eu mă bag cu un roz, Manuela. Păi și eu nu. Suntem prieteni, ne permitem să ne dăm un pup când suntem euforici așa. Păi asta. E, da, bine. Haide, mă, lasă-mă. Cum asta? Simita prietena, ce mi-a plăcut și m-am bătat cu ea la club de 100.000 de ori și odată nu ne-am atins și nici am avut toată intenția asta, niciunul din noi. Da, mă, așa și eu cu ea. Ce? Așa mine, o scuză, nu există așa. Pentru mine n-ar însemna nimic chestia asta. Dar nu înseamnă, dar mine, nu vine așa din prietenie, bă. Da, mă, dar la ei se vede, adică nu poți să spui tu că vreodată te-ai gândit că Manuela îl place pe ăsta sau ăsta pe ea. Da, mă, n-avem nicio treabă cu unul cu altul niciodată. Nu e mă așa, mă. Eu așa văd, nu. Nu, frate, doar ca o joacă, doar ca o joacă. Eu nu mă bag în orice, Manuela, dar mie nu-mi spune nimeni. Eu îmi dau cu părerea, fiecare își dă cu părerea. Da, tâtica, tu îți dai atâtica, la asta mă refer. Pune-mă, e treaba ta. Dar pe mine nu mă interesează unde îți dai tu cu părerea. Dar nici nu mă interesează. Eu nu asta vreau să-ți spun. Eu nu asta am vrut să-ți spun. În momentul în care ea urlă la tine, nu aș putea să mă opresc. Pe care ridică tot. Non-stop! Opri că dă sfaturi de băgat de subiecte. Și eu opri că e băgată toate subiectele. Ea chiar în toate subiectele. Opri că e pe locul 1. Bara cu Manuela. Da. După aia Mariana, pentru că zic că e pe plajă copilăria. Dar nu în toate subiectele care și o afectează și se enervează. Și piruie pe locul 3. Cam acolo. Ăsta e topul. Top 3. Diferența e că ea se face ascultată, nu știu cum le face. Pe ala de când ea vorbește, restul taxi. Păi poate își dă cu păia obiectiv, mereu nu subiectiv. E mai, da. Are niște Manuela intervine așa, o pică pe lângă subiectiv câteodată. O pică pe lângă subiecte paralelă. Cum mai zice, tu vorbești de și aici de varză tocată. Nu, nu, da, o pică cu ochelarea de soare, zici că e Pamela Anderson, pătrinul din Vaslui.
prietenul la vas lui. O pică, cu copii la viață. Da. Dar voi o faceți în pare așa. Ok, dar am zis ceva la mine. Păi dar cum mi-ai zis? Păi ia să-ți dea asta, îți spun că te bagi. Și aduci subiectul mie, dar eu tot nu m-am supărat. Și atunci exact, ce să vii mai devreme. Cu mie? Păi dar la ce să te superi dacă am vrut cu toți aici? Eu n-am vrut. Dar să superi atunci cum să nu am vrut. Pierre, ești rău. Ești rău. Hai că acum am pauză, m-am mutat și de băieți, haideți să vă întreb ceva. Eu, știu ce o să ne întreb, cine se bagă ce mai mult în subiecte. Avem un top. Oprică se bagă. Da, eu m-am băgat pentru că taci un pic, e părerea mea și cred că la majoritate. Eu vezi că de la un timp încoace încerc să stau mai retrasă, că nu mai vreau scandal. E nu-i numai părerea mea. Oprică, da, e părerea ta. Tu ești cam pe locul 1 cu Manuela, tu ești pe locul 1, dar tu ești paralelă pe lângă subiecte cam în majoritatea timpului. Manuela e pe locul 2, se bagă în toate subiectele, dar ea are păreri mereu subiective. Adică, iar tu, Piru, ești pe locul 3, dar tu ai păi obiectivă și te faci ascultată. Păi ca... da, eu încerc să aplanez sau să le spun. Ai niște păreri obiective și este așa. Este când greșești și eu. Da, mă las că aveți voi păreri. Dar nu mă bag în toate ca să obiective. Fac rău cuiva. Asta e părerea. Dar tu voi, mă bag ca să obiective, că mă ajung. Eu mă bag ca să fac rău. Păi mai înțelegi? Da, da, te dai cu păi obiectiv. Da, dar eu mă bag ca să fac rău. Pe mine de când sunt în emisiunea asta și de asta m-am băgat, dragul meu. Păi dai vina mea că s-o întâmplat de acum. Dar de acum mă mai bag. Păi și atunci, eu cum am făcut rău la lume? Păi eu am făcut rău ei. Eu i-am făcut rău ei. Păi de asta despre ce vorbim. Da, subiectivul să fie un favorit. Dar pricep foarte bine unde încerci să o dai. Pricep extraordinar de bine, ai problema cu pricep. Bine, că nu te-ai gândit că ți-o zi Bianca că ești falsă. Adică te-ai certat foarte bine. Păi foarte bine, atunci cum e luat? Păi vorbim despre mine, mă, dar... Păi știu că ești falsă, Diana. Foarte. Nu mai avea tupeu cu mine, că ți l-am tăiat. Auzi, dar nu mai zbiera tu la mine. Urlu, dar nu urlu. Tu nu mai urla. Dar nu urlu. Ești eu urlu. Unica eu urlu. La care eu te-am eu urlu. Acceptat atât de acum. Cu urlu. Mine să nu mai au tupeu. Eu urlu. Sau să urli. Eu urlu acum. Eu urlu. Eu urlu acum. Cum eu urlu acum. Tupeu. Dar și tot unii tatu să ai tu tupeu cu mine, nu? Tu l-ai avut. Tu l-ai avut. Eu l-am avut. Tu l-ai. Eu l-ai tu l-ai avut. Da, tu. Tu l-ai avut. Da, tu l-ai avut. Tu l-ai avut. Tu zic tot ce cu toate atacurile tale. Tu ce care? Cu toate atacurile tale, nu te-am atacat cu nimic. Care? Zic care. Te duci acolo și faci toate felurile. Da, normal. Eu toate felurile. Păi spune toată cât îmi faci. Ce tot? Când acum când zic, când zic. Păi hai vă supărarea băieților. Ba lasă, la Alucina, lui Ricardo. Nu e rău să te bagi în subiect, adică nu e rău, știi? Nu, mă, dar trebuie să fii pertinent, frate, nu să te bagi da, mă, prin hârtie, așa, doar de dragul de și... Na, nu poți să vii tu. Ce i-am spus și ei, bă, frate, dacă vrei să te bagi într-un subiect care nu e al tău, păi trebuie să spui ceva interesant, să-l încurci pe unul, pe celălalt, să zici o dumă bună, nu să intri acolo să zici tu o rachetă, să zici că n-ai tăcut. Să apași la televizor, că ai fost în materialul e, respectiv. Vezia. Hai că o zis și o prică lucruri. Închideți gura că intră musca. Intră musca. Ce părere ai? Cine se bagă? E vorba de mine? Nu. Nu tocmai. Nu tocmai. Băi, normal că o să zică, că iubitul... Acum așa o să zic, iubitul lui Bianca, clar că nu o să spună și tu ești prea. Cum? Dar Livia nu vorbea nimic. De mine, Marius? Nu. Se bagă Manu în subiecte. Hai, fii obiectiv. Fii sincer. Mă, eu vă zic sincer, Manu, să bagă, dar ca oricare, și eu caut să-mi bag, păi, caut să mă bag, să te bagi caut să-mi dau cu părerea. Oricine din casa asta... Nu e rău să te bagi în subiect. Are o, nu se e rău, dar n-am zis că e rău, dar e prea mult. Când e prea dacă mult, ai ceva de spus, poți să te bagi în toate subiectele. Stai că vă zic eu cum e treaba. Majoritatea avem cupluri, avem cu cei să interacționăm, avem, chiar dacă, nu zic că, ei prietenă cu multe colege. Dar noi avem cupluri, fiecare avem un obiectiv dincolo, aproape. Manu și normal că acum se simte un pic mai singur și ca să-și caute, e... face ce ar trebui să facă. Adică își dă cu părerea în fiecare subiect, nu pot sta să viseze non-stop. Că așa e firea ei vulcanică. Nu, lasă, nu da așa că poți să visezi. Lasă că altile stau. Denisa, când a fost o stat... Pe asta am vrut să zic. Da, unde a fapt, că te bagi într-un material. Eu cred că nu-i subiectul despre tine logic. Intră și ea. Eu cred că ți-e doar bagi mine. Asta înseamnă să te bagi pe material? Nu, așa-i firea, eu înțeleg. Așa-i firea, eu înțeleg. Livian, am înțeles foarte bine. Suntem la fel. Cine are ochi să vadă... Acum Livian are dreptate, are dreptate. Livian are dreptate. Livian are dreptate. Într-adevăr,
Bă, dar... Ce adică explodez? Ce adică? Stați un pic, Andreea, Marius. Manu, stai-mă un pic. N-aveți cum să... Marius, n-ai cum să-i zici chestia asta că se bagă aiurea la Manu, când tu cu Pirui și cu Manu sunteți apropiați și voi. Da, mă, dar nu, dacă vorbesc cu o dumă serioasă cu ea și ea zice... vreau și eu să zic ceva. Așa se comportă ea. Marius, cred că îți mai place mine. Așa se comportă ea într-un grup apropiat. De exemplu, când îți eu cu Bianca și faci un clip, vine să bagă în clip și zice de pop telecam. Dar n-am văzut să se bage la voi. Când voi discutați ceva, se face să zică vreau și să obiectiv. Nu, se bagă. Da, mă, poate ei doi, sunt în grupul ăsta ce ați discutat. Te iubesc, te plac. Când ați dansat. Dacă ei discută ceva, eu n-am de ce să mă bag în telecam. Nu, nu, nu. Dacă te iubesc, de ce te-ai băgat? Orice ți-ar ce Bianca se mai gândește. Dacă te-ai discutat cu ea cu și ai scuplu și ei se iubesc, de ce te-ai băgat? Când ați dansat? Eu știu că nu mă suport, dacă nu mi-a băgat. Dar nu, Marius, auzi, dar nu puteți compara. Tu cu Manuela ați încercat să aveți ceva, adică urmați ceva prietenie între voi. Corect. N-ai cum să o condamn, bă, de ce te bagi? Ea să simte prietenă cu tine. Ce, asta înseamnă să te bagi, să intri să spui... Bă, Liviane, ia să bagă. Nu poate în seama, bă, 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 stilul ăla jucăuș. Părea mea, v-am zis... Eu înțeleg, Manuel are și... Vrea să ia bine mereu în orice subiect. Nu mi se pare acum așa că a greșit, asta e problema. Ea oricum e pe dos, orice îi spui. Asta am vrut eu să zic, n-am vrut dacă îi spun numai urlan, a, păi zici că nu mă bag în tot ce iau pe dos? De ce iau pe dos? Că nu-s de acord cu ce zice el? Și curat, că toți fac. De ce? Dar nu-i părerea mea. Dacă tu, eu nu te-mi lezi aia ce-ți facu, dar părerea lui, nu-i și părerea mea, nu coincid. Ce, că să nu te mai atați. Toți suntem pe lumea ta. O zici ceva de rău. O zici că dacă... Da. Tu în loc să simplifici lucrurile, să spui, da, m-am făcut o glumă proastă. Păi, dar n-am zis că am făcut o glumă proastă. Păi, dar zi-o de faci de ta mai cazul din asta, că n-am făcut, că n-am mers, că zi, mă, da, m-am făcut o glumă proastă, mi-am asumat, trecem peste. Bă, da, am zis de 100 de ori că am făcut o glumă proastă, ești... Atâtea, atâtea fitile și filete și... Și ieși tu din... În fine. După ce ai făcut de ta mai... Eu am făcut cu din chestia asta. Eu am făcut acolo între fete. Eu sunt, eu îmi asum. Eu îmi devine că am... Păi tu ai început, mă. Eu îmi devine că am spus. Dar de ce am spus? Dar de ce ești de vină, mă? Da, mă. Da, nu, nu, eu devin, adică păi eu dacă nu vă pupați aici, măcar... Manuela, ai sărit în cap, ai sărit în cap. Dar urlă la mine! Spune, ce? Spune! Păi de moment ce tu știi că ai făcut ceva... Păi dar normal, pentru că eu știam ce am făcut și știam că n-am... Mă gândeam eu, n-are cum să se aduc așa... N-are cum să se facă dita mai bomba! Normal! N-are cum să se facă dita mai bomba, de moment ce eu știam ce-a fost acolo. Bine, aia a fost. Dar tu ai făcut drama, nu, că trebuia să spui exact. Nu păi nu a fost nimic, ți-am spus și astea. Apropierile aia dintre ea și Iancu, frate, frate, erau altceva. Păi îi place sau nu de el? De-aia zic, nu te pus pe gânduri chestia asta. Nu m-am gândit. Nu, aia. Nu frate, văd că eu asta nu-mi place, nu, adică, nu-i place, n-are nicio treabă cu mine. A fost o joacă aiurea din partea eu, Caterin, că de-asta. Din câte eu m-am dat pe mine de râs. Ăsta mi-a spus, eram la mult cu el. Și știi că eram la mult când mi-ai spus treaba asta. Eu știam de treaba asta. Știi? Hai, la mol, că la masă. Da, da. Ești tentă, bă. Mă, ce bine, Dorit. Am zis, du-te. Vezi, nu ești numai la Denisa, ești și la Ricardo. Da, da. Dacă nu se afla acum, oricum se afla. Se afla, da, normal. Da, 100%, la un nervi. De asta mi-o și zis el. La un nervi, ori zicea el, ori Ian Cormanu, ori Denisa, degeaba zicea el, nu zicea. Ba da, la nervi zicea. Mie mi-o zis, oricum, o zis că se afla și atunci mai bine să-mi explice cum a fost exact situația. Până la urmă, ea trebuie să-și asume. Ea a început cu vorba asta, după faza cu tine, că te-ai pupat cu Ian, cu ea tot spunea vorba asta. Că dacă mai spune eu ceva... Da, exact. Și el s-a trebuit să nu zică el. Ca și ea o căutat. Să-și asumi, frate. Ce ai tu cu mine? M-am certat cu tine? Eu mi-am cerut scuze de la ea, nu te mai băga tu ca oaia în tot. Dă-te-n p***a mea, că eu tot... Stai scumiți, mă, băbune, bă! Bă, dacă eu... Băbune, stai scumiți, mă, ce aveți, mă? Eu am spus ce s-a întâmplat azi dimineață și nu te-am jignit cu nimic. Nu te-am jignit cu nimic! S-a spus a nu știu câta oară să nu mă mai jignești când mă arzi pe creier. Manuela, cel mai important, am vorbit cu Pop Telecan, o zis, bă, tăta mea e. El pe cine e nervos, așa dezamăgit, am înțeles că Dea și Andreea Pirui. Pe mine e dezamăgit? Da. Să fie că nu mă interesează dacă e dezamăgit. Cum adică eu să spun că îmi place de tine și mă aleg cu tine, dar știi, Marius, dacă ar veni al băiat... Da, el a spus, i-a spus despre amândoi și am zis că nu-s de acord cu vorba asta și am discutat-o.
lucrează în producție, ar trebui să ai un pic de bun simț. Eu am înțeles că mi-e rău în spate. Ok, și puteai să pui pe canapea. Și înțeles că am spus lui Dianisa. Am stat 10 minute după fata asta. Dar ce numai tu vorbești în emisiunea asta, toate prostiile tale? Vorbesc, eu vreau și îmi spun părerea mea. Asta nu e o opinie, ce îmi spune în spate. Ai grijă și s-a dus scandalul tău, înțeles? Da, gata, bă! Eu mi-am cerut scuze de la ea, înțeles? Ok, am înțeles. I-am spus că eram curioasă, că mi-am pus bagajele aranjate și trebuia să le strâng din nou. Și am spus că mi-e rău să mai ai dreptate, lasă-o. Ce-ai tu cu mine? M-am certat cu tine? Eu mi-am cerut scuze de la ea, nu te mai baga tu ca oaia încă. Nu mai țipa că m-a ești o oaie mare. Vezi că poți să țip mai tare și poți să și te jignesc mai tare. M-am certat cu tine? M-am certat? Eu mi-am cerut scuze de la ea. Măi, Mariana, dar nu e ok, măi, asta zi. Eu vreau să te spune spune Păi colega mea și tot, mă, dar nu da la mea, tu dai nu-i voie. Dar ce-a tu cu mine? Nu mă interesează, plec acasă. Da, colega ta, du-te acasă, du-te. Dar dacă eu nu te jignesc și vorbesc în mașină, o dată, de două ori, de trei ori, dar de cât? Dar ce are el? Dacă nu te mai suportăm, vestească cearta. Ce are? Dar gata, dar eu nu te jignesc și stau din gură, o dată, de două ori, dar de cât? Tot ce ești. Da, da, lasă. Doamne, nu te mergeți nu. Da, evitam și ni dai, ai spicul ta is, mai say sorry și ni dai everything în TV. Nu te mergeți nu. Bă, dar cum s-o duce? Everything, evitam în TV și nu respect, I'm livid și în room. Bă, mă, și câteodată mă bă, o prică, dar îți faci rău ție dacă dai în ea. Dar nu mă interesează, eu plec în momentul ăsta. Pleacă! Mariana, e ultima oară. Mariana, da. Ascultă la mine. Liniște. Pe tine, ai înțeles? Tu nimeni nu o bagă în seamă. Tu nu mă mai jignești. Tu îți permiți să nu te. Câta oară să ne zic ce ne taci, că te bagă. Dar ce nu mă jignești, ce e ce-i bătaie? Nu mai provoca. Calmați-vă! M-am încercat cu tine! Dar ce sunt eu, dar doar să stau după tine! Tu nu trebuie să povestești tot! Dacă ți-a spus Alina să te muți în spate, te muți în spate! Înțeleg micurile, înțeleg? Eu nu stau după tine! Și care-i treaba ta? Ești notat! Vorbește doar ce ai de ține de tine! O să-ți primești niște sunete după emisiune și ai să vorbești doar de tine, strict de tine! Tu nu ești nimeni în fața mea, înțeles? Nu ai tu să povestești de mine nimic! Nu-i treaba ta! Eu am vorbit cu ea, mi-am cerut scuze, n-ai tu ce să povestești de mine. Dacă o dată, de dori. Dacă nu te... Nu-i treaba ta, nu-i treaba ta. Pleci acasă, te... Nu ai trebuie să... Eu... Natas, Mariana, eu vreau să-mi scuze la persoana aia. Dacă mă mai jignești o dată, te... Nu ai înțeles de mine. Te... Pe tine, Mariana. Da, du-te pe rând. Aici ai puterea, dragă. Deci, la spitalul din tine, mă răzut. Cum vrei, băiat, dacă ești așa... Și aud dau și mă nu știu, eu pot Mariana, încearcă și tu să taci, că poți și tu să taci. Mariana, dar ce nervioasă situația. Și ție îți place? Haide, mai nu știu să la Mariana, amândouă trebuie să nu vă mai certați și vă mai jigniți. Nu, e mai lăsat. Nu mă interesează, eu stau să mă jignească asta. Da, mă, acum e Andreea, mă, fă din trei ori. Nu mă interesează, eu arăt. Nu mă interesează. Nu mă interesează. De cine ești să mă faci așa? Da, eu nu te-am jignit cu nimic. Eu am spus ce s-a întâmplat azi în mine. Nu te-am jignit cu nimic. Nu te-am jignit cu nimic. Eu am spus, dar nu știu câta oară să nu mă mai jignești cu mă marzi pe creier. Manuela, pe tine te dur piciorul. Tu nu ți-ai spălat. Am cerut scuze și n-are de ce să aduc de mine din discuții. Gata, Mariana. Faci subiecte din nimic. Mariana, gata.
Dacă o termina, gata. Nici n-are respect, nu te mută la aici, să audă toată lumea ce figură ai tu, mă. Iată tu pe toată viața ta. Respect toată lumea după tine ce viața. Ai respect, sunt colega ta. Îți spune aici sălbăticiune, cine ești, faci figuri. Dar cine ești, ești vedetă? Aoleu! Ce ai zis, doamna Andreea, că ai fi în afară? Dar cine ești, Mariano, când am auzit? Ai ajuns tu la televizor, ești vedetă. Nu te muți în spate. Sunt, tu ești Mariana sunt, de la... Sunt miss, sunt foarte în spate de tine. Doamne, iartă-mă. Nu sar cu mâinile, nu vorbesc așa că... Gata! Găsește puterea dragostei subiecte, dar nu ce-a făcut oamenii în spate. Eu făcut la WC-ul, s-a spalat, s-a spinat, s-a îmbrăcat. Aduce niște subiecte neinteresante. Fac ordine aici, când îmi dea cu ei în cap. Nu aici, Alex. Nu ține niciodată cont. Gata, vă liniștești. Că sunt colega ei. Eu cu persoana Mariana. Aia mi-am cerut da, nu, n-ai să mai fii colegă. Că sunt supărată. Că ei spun lui Denisa, mă duc să-mi pun bagajele în mașină. Dau gândurile pe foaie, bă. Băi, Oprică, ce ai făcut? Măi, dar n-ai cum, jur, n-ai cum, măi, n-ai cum. Îi spun de atâtea zile, îi spun, nu mă mai jigni, poți să faci ce vrei tu, nu mă jigni, nu suport, îmi stăpi creier. M-am făcut și nu mai știu ce-o spus acum, am contul. Deci, care a fost motivul? Eu n-am jignit-o, înțelegi? Care a fost? N-am jignit-o, am făcut-o odată de două ori nu mai pot. Dar n-ai zis, bă, că nu te mai ceri cu ea? Dar n-ai cum, Rici. Eu nu condam pe Andreea, fiindcă o înțeleg, adică. Bine, că nu e mare lucru în partea a doua. Nu e chestia, care e chestia? Că mare lucru nu e. Pe ea o provoacă mult mai mult, mi se pare că, Mariana. Adică, mă, și cu noi face, cameră, dar pe ea... Și colegă de cameră cu ea și cred că de-asta au și nebunit. Adică, da. Bă, după trei zile, după ce am ajuns aici, am zis că pe Mariana. Am zis că stăteam cu ea. Vine nu știu cine și trebuia să plecăm. Ea în față îi spunea Isma cu Alina, du-te Mariana în spate, ca să stea Alina cu Isma în față. Au început ea, da, nu mă duc în spate, că nu știu ce, că nu știu cum, 15 minute am stat să muti asta în spate. Dar cine se eu stau după asta să o aștept? Aha. Și au început să urle, că vrea, caut eu materiale cu ea și subiecte s-o... obosită. Te-ai ajuns vedetă, ești la televizor și faci figuri. Să te duci tu de aia să-i povestești ceva lui Livian și după aia Livian să vină să-mi zică mie a zis gravidă cu Ricardo și să mă trezesc eu. Aia e gravidă cu Ricardo. Dar tu, fiind cu Livian, normal să vorbiți orice. Nu, eu nu vorbesc secret. Dacă vine ceva și îi spune secret, mie nu vine și-a spune și eu la fel. Nu, nici mie nu-mi place. De exemplu, dacă tu zici că te-ai certat cu Livian dintre nici motiv, eu nu mă apuc să-i zic, să-i povestesc la Andrei, de exemplu. Păi aia e, nu-mi place. Depinde și de ce se crede, că are legătură dacă, cu voi dacă, doi. Dacă are legătură dacă de mine, da, trecutul tău, să-i zic, Doamne ferește, da, dacă are. Foarte bine, zice Bianca, că și eu m-am certat cu Bianca, adică m-am certat. Că de ce e așa secretos în unele detalii, că au văzut că nu vreau să zic ceva în emisiune, nu vreau să reproșez, ea mă întreba și îmi zice, bă, dar de ce nu-mi zici? Nu-i bine cum. Da, aici are dreptate. Nu-i bine cum ai procedat, fiindcă, Iancu, tu acum ești cu Denisa, i-ai zis toate, sau i-ai zis câteva secrete între tine și Manuela, fiindcă Denisa acum a zis Bianca. O zis acum vreo câteva săptămâni, Iancu mi-a zis secretele lui Manuela. Tu dacă te desparți de Denisa, asta e o competiție. Dacă tu te desparți de Denisa, Denisa oricum deja se clatină, nu prea ține cont de tine, fapt pentru care o zis și la favoriți, bă, eu știu secretele lui Manuela, că mi le-o zis Iancu, să te desparți tu de Denisa, ce mai reții pe Denisa secrete, să nu crea în Manuela. Da, dar eu nu țin cont respect de chestia asta. Eu când gândesc cu ea, eu îi spun tot, îi spun tot adevărul. Uite, să nu-și fac mai așa. Da, trebuie secretele între doi prieteni sunt secrete, trebuie să țin cont de prietenia fie individual, adică tu ai fost corect prieten cu Manuela dinainte să fii cu Denisa împreună. Nu trebuie să îl dai, să-l lași pe ăla fiindcă ești cu Denisa, fiindcă cu Denisa poate da, nu mai ești. Așa e, dar eu nu zic nimic de Manuela înainte sau ce am fi avut Denisa noi. Denisa a zis eu la favorit. Eu pun pe da. Denisa pe primul loc, pentru că ea e iubita mea și vorbesc cu alții prietele cu prietenii. Nu e același lucru, adică nu înseamnă că o pui pe Denisa pe locul 2 și pe Manuela pe primul loc. Înseamnă că îți pui tu caracterul tău, pe primul loc. Nu pot, fiindcă mi-au zis. Chestia asta n-aveam cum să nu o spun cu Manuela, pentru că ea m-a întrebat. Ai, mă, dar el nu zice de chestia asta. Deci el zice, Denisa au zis că tu ca și cum i-ai zis tu ce știu ce secrete. Nu i-am spus, i-am spus exact ce-a fost, că am fost prieten și atât. Nu știu, dar Denisa era foarte așa. Da, dar altceva de interpretat. Da. Știi, iubire? Da. Denisa, spune dacă ai dat ceva de interpretat, că eu nu ți-am spus niciun secret. Te-ai certat odată cu Manuela, Iancu?
v-ați ciondănit și nu știu ce a zis Manuela. Nu, ai zis tu că Manuela, vezi că dacă zic eu nu știu ce. Nu, erau chestii tot din emisiune. Erau chestii din emisiune pe care le știe toată lumea, nu sunt secrete. Nu, și eu am auzit, nu mai știu din alte părți, că tu oricum i-ai povestit tătătăt. Da, da, a zis Denisa. Nu aveam ce să-i povestesc. Eu nu știu, eu zic ce am auzit și n-am auzit. Am auzit și în emisiune. E vorba strict de emisiune, deci știți și voi și noi. Livia, nu era vorba de secrete, era vorba de niște faze ce mi le-a zis el din afară, deci nu neapărat secrete, niște faze care m-au liniștit să mă liniștească în privința ei, că ei sunt mai prieteni și că n-ar putea să Denisa, fie mai multe Denisa, ai zis-o, aveai un zâmbet așa ceva de genul că știi foarte multe despre Manu și... Păi da, multe faze mi-au povestit, dar nu secrete sau ceva ce ar putea să-i facă rău ei sau ceva. Mi-au povestit niște faze care m-au făcut pe mine să mă convinc că el n-ar avea niciodată nimic. Doi, nu? Eu zic că de înțeles... Nu, așa, în general. N-are nicio logică. Ceva ce ar afecta o ceva ce ar afecta o pământ. Pentru ce să o ameninzi tu cu ceva că a făcut de dar afecta o cu nimic, niște faze, niște. Da, dar tu că n-ai fi, ce a folosit o casă. Exact. Noi nu avem prietenia în care ne sunăm, bă, am făcut aia. Eu nu știu despre ea chestii, eu habar n-am. Păi tocmai poate știi. Eu știu. Ce știu eu despre Manuela, știți și voi. Nu, poate tu cum ești prieten cu ea. Cum ești prieten cu Bobicioi sau cu ceva, poate știi faze mai profunde, poate știi din mai trecutul ei. Știi? Faze. Ce știu eu despre Manuela, știți și voi, frate. Și era simplu să zici odată, Manuela, vezi că nu zic mai multe. Și Denisa, automat, după emisiune, te întreabă, bă, ce știi? Că și așa, așa au făcut și Bianca cu mine. Îmi zicea, bă, ce știi despre aia, ce știi despre cealaltă? Dar eu nu m-am riscat, că cu tătica... Denisa, inclusiv de tine l-am întrebat pe Livian și nu mi-a spus. Deci eu, de nicio fată, cu tot am avut conflicte grele aici în casă. De nicio fată n-am zis absolut nimic. Da. Ai dovedit asta, Livian. Nicio. Altceva de ce știe toată lumea. Oricâți nervi am avut și știți foarte bine care sunteți în casă. Am avut niște nervi întinși la maxim. Și nu numai din casă, în toate direcțiile. Puteam claca oricând. Dar am zis, bă, nu zic că nu se știe niciodată. Ăsta e stilul meu. Eu nu i-am zis nimic pentru că nu știu nimic despre așa. Și dacă i-aș fi zis, eu nu consider asta o greșeală când ai iubită și ai încredere în ea și vorbești cu ea orice. Pentru că tu îți dai cu părerea despre oameni, ea îți dă cu părerea la fel. Eu te înțeleg, dar nu-i... Eu zic așa. E o greșeală. Nu știu, poate... Da. Nu trebuie să ascunzi nimic de iubita dacă vrei să vorbești cu ea despre oricine și orice. Ba da, Iancu, ești... Auzi, părerea mea sinceră, nu ești trecut poate prin experiențele astea ca să vezi că, bă, nu-i bine să dai secretul pe care l-ai tu cu o persoană, să-l împărtășești tu cu iubita ta. Fiindcă să întorci împotriva ta, că îți pătești cu caracterul față de persoana aia. Ce vrei tu să zici, că vreau nu-i spun ceva și când ne-am despărțit, am arătat cu chestia asta. Dar eu mi-am spus ei nimic. Nimic din ce nu știe toată lumea. Am vorbit chestii generale pe care le știți și voi. Bă, mi-am povestit niște faze. Aici ai dreptate. Niște faze care chiar nu au importanță, nu i-aș face cu nimic rău. Niște care pe tine te convine, care nu are cum să ai pe treabă cu ea. Nu. Sunt chestii pe care le știe toată lumea. Nu m-a fras, nu m-a chiar n-a putea să vină. Dar nu chestii nasoare. Ai zis că ți-o povestit de... Nu știu ce faze cu bunul. Care să te convingă pe tine că ei doi n-au cum să aibă vreo treabă. Pentru că ea a fost fix, a fost... Eu secretele care sunt secrete și ceva ce nu trebuie să știu, poate numai eu și familia mea, normal că nu le spun. Eu sincer... Fața pe care a... Și eu ce am auzit afară, dar nu mai știu ce e, mi-au zis și de unde am auzit exact același lucru pe care l-a zis Denisa. Ia cu gura ei. Ce mi-a povestit Iancu? Că a fost la voi la oi. Că... Nu, astea nu. Adevărat. N-aveam ce să zic. La fazele astea mă refeream. Încercam să-mi aduc aminte dacă eu am vorbit eu cu el despre așa ceva, dar nu, n-am vorbit. Nu are importanță. Da, mă, dar ce... O auzit-o de ea, o auzit-o pe de ea că vorbeam eu cu Denisa la telefon și ea a zis și lui Ricardo, ei doi. Păi tu ai zis că ești la mol, lui Ricardo. Exact. Eu nu i-am zis, el a zis că i-am zis. Tu ai zis, bă, mă. El a zis că i-am zis. Tu ai zis că tu ai zis, el a zis că zis, bă, mi-a zis acum câteva zile la mol. I-am zis, mă, ce zici? Nu, eu am încercat să-mi aduc aminte dacă i-am zis sau nu, dar nu i-am zis. Chiar nu i-am vorbit cu tine. Ce e așa greșit? Denisa, de unde să știe că i-am zis eu lui? Așa au zis. Manuela, cel mai important, am vorbit cu Poptelecan, au zis, bă, tăta mea lui. El pe cine e nervos, așa dezamăgit, am înțeles că Dea și Andreea Pirui. Pe mine e dezamăgit? Da. Să fie că nu mă interesează dacă e dezamăgit. Cum adică eu să spun că îmi place de tine și mă aleg cu tine, dar știi, Marius, dacă ar veni al băiat... Da, el a spus, despre amândoi și am zis că nu-s de acord cu vorba asta și am discutat-o. Sunt foarte supărată că, iată, în prima zi din an stau și mă supăr din cauza voastră.
De asta tot spuneam mereu în emisiune, că vreau să te văd, să-ți văd comportamentul, pentru că eu simțeam că ascunde. El sărăcuțul se lua de tine. El ascunde ceva. Sunt curioasă, ce zice tatăl tău, Filip? Yay, ce băiat exemplu are! Vă dați seama că nu o să fie nimeni, în fapt, noastră mândri de noi după ce văd aceste filmări. Cu părere de rău, vă spun cât se poate de sincer. Pentru faptele pe care le-ați făcut în acea cameră de hotel, o să fiți mutați înapoi aici, în casă. Vă pun un mesaj care este în limba turcă. Eu nu știu să-l traduc, dar puteți să vedeți numărul camerelor. Și avem 113 și 117. Care ce anume au făcut? Ce a făcut camera 117? Mi-e teamă că o să vă stric relațiile de iubire. Filip. Da. Erai supărat pe Ricardo pentru că a filmat. Nu eram supărat că a filmat. Înțeleg, eu am făcut tot grozul la viața mea, dar niciodată așa ceva, mă. Cum să puteți, cum? Da, eu le-am spus de atâtea ori, eu m-am supărat pe ei, bă, de m-am și supărat pe voi. Bă, tu te ridici la mine, nu mă interesează. Bă, nu mă interesează ce vezi tu, mă interesează ce ai făcut tu de fapt. Turcu, Turcu! Iancu, am încredere în tine, ce ai? Îi dau ce merită, că el se ridică la mine, ce să-i fac? Bă, faci la mine în cameră, faci atâtea, după ce vreau, să vină liniștit în emisiune și să zică, domnule, eu n-am făcut nimica și restul picau toate pe mine. Puterea dragostei continuă. Ne vedem de la ora 17. Manuela, cel mai important, am vorbit cu Poptelecan, o zis, bă, tăta mea e. El pe cine e nervos, așa dezamăgit, am înțeles că Dea și Andreea Pirui. Pe mine e dezamăgit? Da. Să fie că nu mă interesează dacă e dezamăgit. Cum adică eu să spun că îmi place de tine și mă aleg cu tine, dar știi, Marius, dacă ar veni alt băiat... Da, el a spus, i-a spus despre amândoi și am zis că nu-s de acord cu vorba asta și am discutat-o. Sunt foarte supărată că, iată, în prima zi din an stau și mă supăr din cauza voastră. De asta tot spuneam mereu în emisiune, că vreau să te văd, să-ți văd comportamentul, pentru că eu simțeam că ascunde. El sărăcuțul se lua de tine. El ascunde ceva. Sunt curioasă, ce zice tatăl tău, Filip? Yay, ce băiat exemplu are! Vă dați seama că nu o să fie nimeni, în fapt, la noastră mândri de noi după ce văd aceste filmări. Cu părere de rău, vă spun cât se poate de sincer. Pentru faptele pe care le-ați făcut în acea cameră de hotel, o să fiți mutați înapoi aici, în casă. Vă pun un mesaj care este în limba turcă. Eu nu știu să-l traduc, dar puteți să vedeți numărul camerelor. Și avem 113 și 117. Care ce anume au făcut? Ce a făcut camera 117? Mi-e teamă că o să vă stric relațiile de iubire. Filip. Da. Erai supărat pe Ricardo pentru că a filmat. Nu eram supărat că a filmat. Înțeleg, eu am făcut tot grozul la viața mea, dar niciodată așa ceva, mă. Cum să puteți, cum? Da, eu le-am spus de atâtea ori, eu m-am supărat pe ei, bă, de m-am și supărat pe voi. Bă, tu te ridici la mine, nu mă interesează. Bă, nu mă interesează ce vezi tu, mă interesează ce ai făcut tu de fapt. Turcu, Turcu! Iancu, am încredere în tine, ce ai? Îi dau ce merită, că el se ridică la mine, ce să-i fac? Bă, faci la mine în cameră, faci atâtea, după ce vreau, să vină liniștit în emisiune și să zică, domnule, eu n-am făcut nimica și restul picau toate pe mine. E, Denisa, de unde să știi tu că ai un sol lui, dacă eu nu i-am zis? Și am vorbit numai cu tine chestia asta. Așa, cred. O băgat-o Ricardo în ședință, stai că își schimbă declarația. Nu există, frate, eu am vorbit cu Denisa și atât, cu altceva. Ce nu știu ce de ce de la te explicații, voi frate? Ce e, tactul Livian cu Mariu să dai explicații? Nu, dar eu le spun că auzi, tot s-a dai. E Ricardo care azi dimineață, bă, pe ideea ai mers în club ca să vorbiți. Și acum, bă, de ce dai explicații? Da, asta vorbim între noi. Ai fost la mall ca să vorbim. Ricardo, când ești tu implicat? Și eu am zis odată, dar o să o să. Dar eu ca ce chestie să spun lui Ricardo și fac în ciudă. Lasă să zică ce. Hai, nu. Auzi, bă, că el zice că e zis. Nu mai dai explicații, gata, o, că nu se trece nimica. Nu aveam de ce să spun eu ție, ca ce chestie să fac eu ție în ciudă. Bă, termină, Iancu, o dată, că deja te contrazici tu pe tine. Aici nu-i vorba că îmi dă mie explicații, bă, nu-mi dă mie explicații. Tu ai explicat că prima și prima dată ai spus-o, Denisa, normal, nu, de ce să-mi spui mie, mă interesa pe mine.
Ți-am zis eu ție vreodată, bă, m-a pupat Manuela, ți-am zis eu ție în față. Bă, bă, el, bă, el nu îmi zice. Ați fost în regină, adică este bătăria lumea, ai zis, bă, mi-ai zis bă, mie. Ai zis că ești la mult. Și eu zis, ia mă, mi-a zis. Și eu am stat atunci, chiar să mă gândesc bine, bă, mă, fi săpală ăsta. Ai zis, Iancule, că, bă, ți-am zis în urmă cu o săptămână, așa cumva. Ăsta o zis, bă, Iancule, bă, tu, ce e important tu, că tu ai spus, tu ai spus Denisei. În momentul când a zis Denise, că mi-ai spus mie, eu cred că partea a doua. Bă, eu ție nu ți-am zis nimic, frate, eu nu știu de unde ai auzit. Nu, oricum, important e că mi-ai zis mie asta. Extraordinar, Iancule. Nu, eu m-am pupat cu Iancu, Manela s-a pupat, n-am eu treabă, până la urmă. Probabil, Denisa, ai vorbit și pe cameră și am discutat chestia asta și după. Da, și împreună, da. Da. Care nu, văd că nu are probleme. Am vorbit despre chestia asta, da. Mai spun o dată? Păi de prietina mea, exact, îi spună lucruri despre Ricardo, așa îmi povestește și ea. Eu nu mă supăr pe fapta în sine și mă duc la prietina mea să... Exact, dar să se supere că nu mă trebuie să mă supere. Am venit să-i spun la Dea, care e prietina mea, dar cu la cine spuneți la mami. Dacă ar trebui să fie Denisa supărată pe ei, ce-o făcut. Denisa, se contrazice, să, Denisa, știi, și să-i fi spus-o lui Ricardo, păi tu ții cu mine sau cu el, că eu nu mai înțeleg aici. Băi, nu-i de ținut. Dacă îi spune, știi, nu? Că așa de e, Denisa, trebuie să ții cu dreptatea. Vorba că... E situația că tu dai... Dar și să-i fi spus, dar nu i-am spus. Iancule... Asta să fie drept, că vă spun eu, că nu mă contrazic cu nimic, eu ție ți-am spus și atât. Și prost eu că spun, că nu-ți mai spun nimic de acum încolo, nimic, absolut. Mai bine nu mai spun. Băi, Iancule, asumă de ce, vă lasă. Eu vorbesc cu tine să clarificăm noi ce intră noi, să vorbim, să știi că nu avem nimic de ascuns în față de altul. Tu vii și spui că mă contrazic? Băi, Iancule, tu te enervezi degeaba. Cum să mă enervez degeaba? Pentru că tu... Tu ai vorbit. Păi, dar nu zic că, nu ziceți voi că mă contrazic și îmi zice eu. Nu am zis, bă, că te contrazici. Eu păi, tu zic astăzi, că n-ați zis voi. Păi, a zis ea. Păi, lasă-te, ia. Asta gândește, frate, dacă... Bă, Iancule. Tu i-ai spus lui Denisa, eu am aflat acum două zile, eu am auzit, ok? Că m-am exprimat eu greșit, că mi-ai spus tu. Tu știi și tu bine despre ce vorbesc eu acum. Nu te exprimam greșit, tu mi-ai zis mie că ți-am zis. A zis și el că ai zis la mol, adică nu e ca și cum am zis-o eu. Și eu ție nu ți-am zis nimic. Voi vorbi degeaba. Nu știu cum te-ai exprimat, cum te-ai exprimat. Eu n-am zis la nimeni afară de Denisa chestia asta. Nu știu cum are, care de la ea sau. Voi să îți țină partea. Ce rost mai are, bă? Nu, eu cred că la casă de ia de afară. Nu am nevoie să vorbesc chestii de asta. Acum aruncăm că cine cu eu spus, care cum a aflat. Dar ce am deviat? Ia cu se agite. Da, ia vorbiți voi despre voi, nu că care cum a spus. Eu n-am venit să zic că cine mi-a zis nimic. Iancule, tu te-ai agitat prea mult, bă. Nu am deviat de la subiect, eu am deviat între ei. Normal, tu prietenului zici că ți-a zis oameni, nu, ai zis, bă, ea zice că te încurcă. Eu nu am zis, în afară de Denisa, la nimeni. Da, că, pentru mine nu e asta un motiv de laudă. Eu voiam să acoperi chestia asta, să știu eu și ea, ca să fim noi doi bine. Ca ce chestie să zic eu la Ricardo, să-i fac în ciudă? Și nu din cauza asta, și din cauza că n-au fost, fraților, de la o glumă. Tocmai de asta. Păi ia vino seara cum am făcut, ia vino aici. Lasă-mă. Haide-mă, nu aveți stupeu, haide-mă. Marius, dacă da. Ți-amintești tu bine o glumă asta, am făcut-o Manuela, și cu tine și nu am atins glumele tale. Dar lasă asta, că nu asta era ideea. Eu știu ce ai făcut, păi am spus și lor că aveai glume proaste. Eu nu mai suport oamenii. Am spus că aveai glume proaste, atâta tot. Manuela, cel mai important, am vorbit cu Poptelecan, o zis, mă, tăta mea îi. Ce? Am vorbit cu Poptelecan. Toate-s bune, asta e ideea. O zis. Totul e bine. Tata mea, eu am crezut, el s-a enervat că o crezut că e ceva recent. Totul e bine că se termină cu bine. Ei, da, i-am explicat, băi, atunci de o lună. El pe cine e nervos, așa dezamăgit, am înțeles că Dea și Andreea Pirui. Pe tine, no, nu-i, nu știu ce. Deci, Manu... Pe mine e dezamăgit? Da. Să fie că nu mă interesează, dacă... Ce crezi? Nu-mi pasă dacă e o să-i spun și o să-l sun când e deci, dacă ești... Tași din gură, dar vorbesc cum vreau. Nu vreau să vorbesc. Dar nu-mi pasă, eu vorbesc cum vreau. Dar așa vreau să vorbesc. Nu vreau să vorbesc. Dar tu poți să-mi spui ce vrei, că oricum vorbesc. Că nici eu nu jignesc oamenii la mine. Ce? Ce ai făcut cu Marius? În fiecare zi îl faci, ce dai la el. Tași din gură. Ți-i drag, Marius? Da, îmi place din gură, a spus că îmi place. Și ieri, știi ce? Ți-i drag, Marius? Știi ce ai spus la Marius? Nu mi-i drag, îmi place. Păi tu așa repede o ierți pe Andrei. Manuela, și ce-i chiar așa? Și ce-i chiar așa? Manuela, crezi că la Andrei îi place? Și te faci, tu îi spui lui că ce mai arte el pe mine, că n-am înțeles. Asta a fost părerea mea. Ce asta e părerea mea că... Da, eu ți l-am făcut... Da, pe față! Nu, dar ție ți-i drag? Da, mi-e drag. Nu mi-i drag. Ți-i drag? Îmi place, da.
Te poți să faci tu ce mutre vrei tu, mie îmi place, da. Bun, eu nu vreau să-l faci pe Andrei în fața mea. Nu contează, și tu ai făcut destul pe Marius și tu. Păi, dar tu nu ești cu... Ascultă-mă, Marius pentru tine nu e Andrei pentru mine. Uite, zic că nici eu nu mai permit la niciuna să vorbească. Marius ce e pentru tine nu e același lucru pe care Andrei pentru mine. Dar nu contează să fie ultimul fraier. Dacă eu vorbesc cu el, voi nu aveți ce să faceți. La fel nici tu, dacă eu vorbesc cu Andrei, nici tu nu ai ce să vorbești despre el. Tu când? Da. Tu ai vorbit foarte mult de Marius. Foarte mult și prost. Și de ani mai puteai tu. De dar nu-mi pasă, cât timp eu vorbesc. Tu nu ai dreptul să-l faci. Tu nu ai dreptul să-l faci pe Andrei. Eu-l fac, că mi-e prieten. Nu ai drept. Bă, nu ai drept. Uite, nu vreau eu. Dacă el mă face pe mine, că e dezamăgit, că e Denisaj. Nu a fost cu băga vina pe mine. Acum Andrei nu-i ideșe. L-ai ascultat? I-ai ascultat varianta lui? Da, că și tu ai zis ai vorbit cu el, i-ai ascultat varianta lui? A, zis că e dezamăgit de tine, dar știi de tine. Păi, tu vorbești cu el și zice el care cum e treaba, tu își vine, mă gândesc că nu minte Livian, că n-are niciun motiv să mintă, mă gândesc, nu? Că e prieten cu el. E nervos că de ce ați adus ăsta în emisiune? Dar tu l-ai adus, acum o săptămână, tu și el. Eu l-am adus. Voi doi. Eu l-am adus. Eu ți-ar imagine. Dacă l-aduceam, îl ziceam. Scur pe doi. Dacă Denisa o să spun eu ce-a fost în club și el o zis, stași, Manuela, că o să spun eu ce fac. Păi da, și-am zis, și eu am zis, da, la ce că zic eu ce-i chiar așa. Așa, exact asta a fost reacția mea. Păi zic eu ce-i chiar așa. Și nu a fost chiar așa, ce nu l-ai spus? Că n-am vrut. Și l-am spus păi eu. Tocmai, aia e chestia, păi tu l-ai adus, vezi? Nu are problema, sunt faptele tale, nu sunt a mele. Marius, eu dacă eram în locul tău și sunt femeie, eu ca femeie m-aș trece peste. Dacă nu-i strategie, tu mă eu sunt de acord cu părerea ta, nu mă interesează și eu văd de drumul meu. Tu ești, nu mă afectează, eu sunt absolut. Eu, dacă eram și venim la afectează. Sunt de acord cu tine, faci. Și am văzut la la tu ai trecut peste înjurături de la Coteanu și ai vorbit cu el, adică despre ce? Asta Coteanu, că Coteanu nu mi-a vorbit mie prost, personal, mi-a vorbit indirect, Marius. A vorbit. Eu am auzit toate conversațiile dintre voi. Termini și Coteanu. El a venit și ne-a arătat conversațiile dintre voi. N-au fost îmbrățișări, n-a fost vorba de cuplu. Au fost achinări de astea cum a fost între mine și Cătă, despre ce vorbim, n-a fost... Eu am luat vorba aia ei, am luat-o altfel și am luat așa cum vreau eu să... Pentru mine e okay. Și cu Cătă, da? De ce și l-am până votat? Mai să spun ceva, dacă ea și-ar bate... Marius, eu pe Cătă l-am votat, despre ce vorbim, l-am votat, da? Da, m-am înțeles. Dacă ea și-ar bate joc, până la urmă eu aș avea de suferit, nu voi. Și dacă e o strategie, niciun caz nu te încurcă pe tine. Iarăși mă repet. Mă, Doamne ferește, dar putea să mă nu m-am ajutat de ea să fiu favorită, am ieșit favorită înainte să încep să mă cunosc cu ea. Ea n-are nevoie de mine să iasă favorită pentru că a ieșit și înainte să fiu în casă, deci n-are ce strategie să fie. N-am făcut da, cuplu azi și mâine ne-am despărțit. Prostuț. Nu ți explic adică, toate chestiile astea că nu m-ar ajuta pe mine. Nu cred că are am ajuns favorit fără să am materiale cu ea. Nu e vorba de favorit acum, e vorba de ce strategie ar fi. Ce strategie ar fi? Nu despre asta e vorba, despre a ieși favorit și a câștiga bani. Nu există, nu există așa ceva, Marius, despre ce vorbim. Nu, dar care... Adică eu să spun că îmi place de tine și mă alin cu tine, dar știi, Marius, dacă ar veni al băiat... Da, el a spus, el a spus-o despre amândoi și am zis că nu sunt de acord cu vorba asta și am discutat-o. Te ține așa de mantra. Asta crezi tu? Da. Bă, dacă face asta, mulți. Dacă ea face asta... Crede-mă că și fete, da, ascultă-mă un pic, păi tu vorbești peste mine, lasă-mă să-ți explic. Dacă eu să ajung la concluzia asta, că mă ține, cum zici tu, ca breloc sau ce vrei, o să mă retrag. Dar nu simt asta. Auzi, Denisa, ce vrei și deuța mea, să zicem... Ea a vrut ori să te cunoaște... strânească, ori e strategie... Dar de ce ai gândit-o și așa? Ori e adevăr, înțelegi? Da, mă, asta zic. Dacă mie nu mi-era bine, eu nu mai eram lângă ea, crede-mă. Dacă mi-e bine, vrei să nu fiu lângă ea, că zici tu că e strategie. Știți ce simțiți? Poate ea nu s-o gândi noi. Dacă mie mi-e bine lângă ea, și eu când o iau în brațe și ea pe mine... Dar nu mi-a spus asta, și nu s-a gândit la chestia asta. Nu, de ulița mea nu. Dar e urât, turcule. Filip. Da. Erai supărat pe Ricardo, pentru că a filmat. Nu eram supărat că a filmat. Înțeleg, eu am făcut tot grozul la viața mea, dar niciodată așa ceva, mă. Cum să puteți, cum? Da, eu le-am spus de atâtea ori, eu m-am supărat pe ei, bă, de m-am și supărat pe voi. Bă, tu te ridici la mine, nu mă interesează. Bă, nu mă interesează ce vezi tu, mă interesează ce ai făcut tu de fapt. Iancu! Iancu! Iancu, am încredere în tine, ce ai? Îi dau ce merită, că el se ridică la mine, ce să-i fac? Bă, faci la mine în cameră, faci atâtea, după ce vreau, să vină liniștit în emisiune și să zică, domnule, eu n-am făcut nimica și restul pică toate pe mine. Băi, dar stai puțin. Normal că zic. Din moment ce ați făcut ce ați făcut... Tu de unde știi, Pirui? Ce ne-ți spus ție?
că cine o făcut acum asta. Cine să-i spună? Dar mai spun eu, bine, eu că am vorbit. Eu i-am spus, dar eu de unde să știu că o să se certe astăzi? Ele două au fost dinainte în taxi. În fine, lasă că au făcut cumpărături, mi-au povestit ce și-au cumpărat. Și am întrebat Andreea, tu ai văzut chestia asta? Păi, dar ce asta? Că vii de la una la alta și zici, asta nu-i bârfă. Asta-i bârfă, că nu-i bârfă. Dacă vorbim, Denisa vorbește ceva, când te consideri că ești prietenă. Și dacă tu stai și asculti, ești bârfitoare? Bă, eu am zis de tine. Îmi pare rău. Iară-l interpretă, nu te-ai zis vinovată. Iară-l interpretă, tu te-ai zis bârfitoare, la plural. Dar m-am gândit că o să se afle. Denisa, eu am zis ei. Ia mai departe, cum te-ai gândit? Dacă sunt trei persoane implicate. Asta nu înseamnă că bârfești un adevăr. Bârfe când mint. Păi da, e adevăr? Nu, păi da, bârfă nu-i când mint. Ai știut că nu-s cele mai bune prieteni și că la un moment dat când se ceartă... Da, ba, da. Asta nu, dacă vă vorbesc, da, frate, da, bă. Neadevărul, da, nu când zici tu. Hai, bă, nu este prietenice, ai știut, știi foarte... Îmi pare rău că am spus, acum că s-o aflat. Chiar îmi pare rău, eu n-am spus. Că nu vă pare așa, mai nici timp. Bine că nu e că s-o aflat, că s-o aflat. A fost o glumă aiurea. Îmi pare rău din postura lui Iancu. Pentru el, dacă am zis, vă pare rău pentru Iancu. Nu pentru că, vezi, Doamne, pentru Manuela. Că de-aia nu mai puteți voi. Dacă ați putea, m-ați mânca mâine. Mă lăsați foarte. Hai, mă, că oricum, dacă nu știu, ne-am gândit să se afla. E groapa, aia e chestia, că pe mine mă deranjează că s-a făcut dita mai. Din nimic. Din nimic, frate, că dacă era ceva acolo, dacă mă pasă ceva, da, frate. Dar deja m-a scurat de subiectul ăsta, a, eu am zis, eu bârfez, eu... Cum vreodată ai să o bârfesc eu pe Manuela la chestia, să-ți spun ceva ce crede despre ea? Nu, păi, spus că nu m-am gândit. Fiindcă eu v-am făcut, doamne, zici, nu, se creată tot lumea. Și voi, vă pace să vă băgați una la alta, veți să toate. Băi, omul, în continuu de două săptămâni tot urlă, că eu o disper. Că dar și tu două zile, urul la nu, tine, și tu urli. Și tu urli în emisiune. Dar nu la tine. Dar nici și urul la tine. Eu nu știu, fata asta vede că... Ta, ce ți-am zis acum? 3 zile, acum 4 zile? Nu mai urla la mine, Manuela. Mă disper! Dar ce? Dar ce ai cu mine? Lasă-mă că ai ceva cu mine. Ai niște reacții mai exagerate. Că... Ai cu mine, reacții exagerate. Eu nu am cu tine. Bun, când mă ataci. Că nu cred că nu cred că îmi zici tu, vai, Manuela, ce bine stăpăroasă și-o m-a pucat. Ba, da, s-a zângală, nu te mai fă nimic. Te fac ce vreau, ce te interesează pe tine? Păi, a, bine, mă, eram nervoasă, nu, eram nervoasă foc, mă certam cu nu știu cine, acum 3 sau 4 săptămâni. Că-ți spus să dai musca mai încet, asta te atac. Tu te auzi ce vorbeam, dă musca mai încet. Păi, uite, voi ceva cu mine? Nu, dar tonul pe care mi-ai spus-o. Tonul pe care mi-ai spus-o. Hai că spun exact cum a zis, dă basul mai încet. Exact cum a zis, că voi erați și voi, cum o zis? Că știu că era un ton care aia mă deranja pe mine. Eu n-am pierderi de memorie, să-mi spună Bianca. Nici eu n-am pierderi de memorie. Ce am zis eu. Păi, dar nici eu n-am pierderi de memorie. Dar știu foarte bine că era tonul pe care noi vorbeam, n-am cum. Păi dacă tu aveai căș, normal că eu am urlat așa, dă basul mai încet. Tu ai ceva cu mine. Bun, îți spun, nu te mai certa cu ela, că vă faceți zi toată rușinea. Ce? Dar tu ai ceva cu mine, tu te bași pentru ela. Cu ce? Nu m-a băgat nici pentru tine, nici pentru ea. Pur și simplu vă aruncați niște vorbe foarte urte. Cât schimb chiloți, cealaltă ca bărbații, cealaltă că-i cu Jador, că numai pentru el stă aici, că dacă nu e el, ea nu mai există. Și am zis, terminați! Ce e așa, Maru? Terminați și termină și tu și bun, dar atunci când zisea că schimb chiloții ca bărbații, tu nu ai zis nimic, ca și cum... Dar tu ai vorbit, tu ai atacat-o prima. Eu am zis, eu am atacat-o prima. Eu am atacat-o prima. Nu neapărat de bărbați, ai zis ceva urât. Eu am atacat-o prima. Da, că tu, dacă nu ești Jador, tu nu există. Bun, dar eu am atacat-o prima. Că ea mi-a zis că îmi place la televizor, că îmi place pe plasmă, că mă bag în toate subiectele, eu început să vorbesc pe mine și am atacat-o prima. Păi dai părerea ei, nu ți-au zis că ești... Și asta era părerea mea despre Jador. Și ați zis că schimb bărbații, ca pe chiloți. Asta nu mai e urât. Păi, e foarte urât. Și atunci? Păi, foarte urât, dar tu le provoci asta. Eu am provocat-o pe ea. Dacă tu nu-i spui ai de Jador... Păi, dacă ea nu ziceam e... Nici eu nu ziceam nimic de Jador. Bine, dar îmi place să apară la televizor, na. Da, asta bine. Asta e problema. Da, Pirui, tu zici chestia asta. Tu la teorie ești foarte bună, dar la practică ești praf. Oh, te cunoaște. Da, ce? Că și tu la teorie și la sfaturi ești cea mai bună și cea mai șmecheră. Înainte... Dar când e vorba să faci tu, nu ești bună. Ce ți-a spus eu înainte? Înainte eram ca și tine, poate mai rău sau mai bună, nu știu cum eram. Dar după ce m-am întors, am zis, bă, după ce m-am văzut, bă, urât, după ce ajunge acasă, stai o perioadă acasă, toată lumea îți spune, bă, nu te certa, nu fa aia, nu te bate. Și am zis, tu, Manuela, nu ți-am spus și ție. Eu știu că am trecut prin chestia asta. Nu faci la televizor, că te vezi urât. Dar nu prea ai schimbat. Ai fost schimbat o perioadă, dar ai revenit. E treaba mea dacă nu-ți place. Andreea are 31 de ani, am pretenții, da? Bă, și eu am pretenții. De la ea. Și eu am pretenții, asta nu înseamnă că e lipsă de pretenții. Mai degrabă mă răspunde de ea. Da, mă, las-o că are 20 de ani. Arunca și ea, poate o vorbă în vânt. Compar două situații diametral. Are legătură. Sunt mai solide vorbele. Adică tu vezi că sunt mai solide vorbele
lui Pirui, știi? Da, nu sunt mai da. Solide faptele lui Pirui. Faptele, dar faptele vizate de tine nu prea sunt. Păi da. Asta e părerea ta. Nici faptele de ei pentru tine nu sunt, că sunt în afara platoului, da, dar aici nu sunt. Da, da, păi nu sunt nici pentru tine, pentru ea, dacă vrei să-ți o spun pe dreaptă. Dar cum să-ți spună, mă, așa? E o vorbă foarte frumoasă, mi-a plăcut și te-a unii și mai tare. Dar femeie, Rick, n-aș... Să nu fiu pe primul plan, ia pe deuta. Cine pe primul plan? Asta zis. Băi, eu vreau să fiu pe doi și să-l pună pe Alex pe primul plan. Pasă. Deci s-o duc pa la revedere, nu ai cum să vorbești tu așa. Păi acum o să mă despart, după ce am mai lămurit, m-ai ajutat. Nu mă înțelege greșit, Marius. Hai mă, fii serios și mă, că... Nu mă înțelege greșit, dar... E greu cu mine, șoșoilor, credeți-mă că e greu. Nu ne lua așa, Marius. Crede-mă că e greu. Greșit. E o vorbă nu care înțeleg, nu-i la locul greu. Ei. Nu mă poți influența ei. Pe mine. Dar nu-i de influența. Dar nu-i vorba de influența băiatul meu. Este vorba că ori este strategie, ori Andreea chiar nu te vrea și într-adevăr așteaptă altul. Uite, îți răspund la mine. E și strategie și nimic. Ori a vrut să te stârnească. E și strategie. Nu unul... mă vrea și a vrut să mă și stârnească. Voi știți, eu mi-am spus părerea. Ăla e. Și am plecat fericiți. Dacă eu, Ela sau Bianca spuneam, tu pe Ela o atacai, că știi că poți mai tare. Degeaba, că și eu și eu ți-am spus, dar nu mă atacai. Mie mi-ai zis că-mi place să intru în fiecare, mi-ai zis. Aia nu, dar am zis dacă îți spuneam. Tu, Pirui. Păi dacă îmi spune la fel. Adică eu cu tine vrei să zici că nu mă cert. Nu așa. Ai, mă, lasă-mă. Nu ne certăm, nu ne certăm cu fiecare egal. Și recunosc și eu, probabil. Da, eu nu mă cer cu fiecare egal. Uită-te la ștuletele lui, că televizor te uită. Ar fi normal. Bun, ok, nu ne încertăm. Dar eu, una e cât am fost apropiată eu de tine și una e cât am fost eu de ela. Păi asta da, așa aici egal. Ai dreptate. Eu să te atac pe tine cum atac dar pe ea. Dar ea a fost părerea ei. E ca și cum te bagi tot ce bun, și Jadorul, aia cu Jadorul a fost părerea mea. Părerea mea. Aia nu înseamnă că te-am atacat. Bun, cu ce am zis ea, tăceți, singura. Bine, dar tu vezi că nici acum nu ești imparțială. Da, am asta zis către Ela, spune-i la Manuela. Păi nu, nu vorba de asta, dar tu dai ca și cum vina pe mine. Că ce vezi, Doamne, eu am început, că dacă eu nu ziceam de Jador, bun, dar dacă ea nu zicea de plasmă, eu nu ziceam de Jador. Bun, tu ai zis foarte greșit în părerea mea. Ce-a fost greșit în părerea mea? Dar tu fără Jador nu existi. Tu, dacă nu era Jador, nu te ridicai tu. Prima dată, frumos. Prima dată i-am zis-o frumos, după ce a început ea cu bărbații și cu astea, da, frumos. I-am zis-o urât. Dar ce eu fără bărbat? Nu există aici? Ba, fiecare existăm și fără bărbat. Pune-și tu sticla aia. Tu te superi. Hai, du-te. Dacă s-o pune, nu te superi. Tu ai aruncat tot sucul ăla ca să faci chestia asta? Da. Că auzi de ea, ești gata. Nu, mă, nu, nu se supăr. Dragă, dar unde era sticla aia după tine, așa? Aici, nu. Nu, după ea, cum vede ea? Ea crede știu ce crede aia. Că ai băgat-o până, uite așa, după picior, ai scos-o pe picior, așa, ia. Uite așa ai făcut. Da, mă, încoacă, iarăși eu. Uite, ai scos-o pe picior, așa ai făcut. Încoace, așa. Ia, arată-te. Dacă era la picior sau la genunchi, aici nu era nicio problemă, dar era în zona asta, da? Cum era? Da. Stai că tot o prică. Stai o pică, nu e chiar. Cam așa era în zona genitală, dragă mea. Exact. Bă, da. E părerea mea, Bianca, nu o lua personal. Brică, deci putea să fie oricare altă fată, dacă se supăra... Dar ea primește partea bună. Trebuia să te superi din momentul în care sticla era în zona asta, da? Andreea. Dacă tot era un loc, mă trebuia să te super cât s-a pus Liviana. Mă bucur că urmărești emisiunea și că o să te uiți. Dar nu mă uit, fata mea, era momentul ăla când ați avut voi momentul. Și o să vezi, nu, o să te uiți la emisiune și o să vezi cât de penibilă ești când te gândești că era în zona genitală. Sticla am pus-o chiar eu, cu mâna mea, aici. Cum ai pus-o și tu acum? Aici. Dar tu cât ai băgat-o, ai băgat-o mai mult decât uite, îmi cer scuze dacă ai pus-o tu, Bianca, da, dacă ai pus-o tu, îmi cer eu scuze. Atunci ia un loc și eu am crezut că Livia ți-a pus. Hai, vezi, am lămurit situația. Vezi ce frumos am situația. Dacă ai pus-o tu, îmi cer eu scuze față de tine. Care legătura? Care legătura? Că ai pus-o tu? Mă, dacă a pus-o ea. Băi, dar eu nu înțeleg ce spune acum. Care legătura? Are legătură pentru că tot Liviana a făcut una cu apa de ea. Dar care legătura dacă a pus-o? A avut sticla băgată nu știu unde. Păi, mi-am spus părerea. Dacă era să mă supăr, mă supăram de la sticlă, înțelegi? Nu. Că ce tu am? Sticla era băgată atât. Aici. Să stea după acolo. Nu contează că era atât. Problema era atât. Era sticla. De aia că era în zona. Sticla, e problema cea mai zona la burtă. Băi, hai să nu mai continuăm, că deja nu aici. Mă interesează subiectul ăsta. Dacă tu ți-ai pus sticla scurt pe doi, mi-a cerut scuze, pa, la revedere. Gata, mă, opui că... Uite ce dat autogol. Iubire. Da, eu. Uite. Da, mă, las că știm. Era la burtă. Am văzut imaginea. Vezi unde era? Mai jos din buric. Ia, replay. Uite, unde e zona genitală? E în zonă, Olivia. Unde, la buric? La burtă.
Păi uite unde a ajuns apa, în zona... Păi apa, pe ce logică unde a ajuns apa, a ajuns? Era în direcția zonei genitale, despre ce vorbim, dragii mei. A, nu, trebuia în zona... Ideea este felul următor, nu mai dați material, că nu mă interesează. Era problema unde ai avut sticla. Da. Dacă... Cu ce direcție era? Acum ce mi-a pus sticla, Bianca? Acum unde a ajuns apa din sticlă? Mă lasă, Bianca, trebuie și te ceartă cu ea, gata, lasă-mă. Îți faci și tata grădină? Da. Las că poți să ducă război. Deci te-ai lămurit? Violeaua mea. Cu mine vorbești. Da. Da, mi-am cerut scuze dacă tu ți-ai pus sticla. Dacă nu ți-ai pus-o tu, îmi retrag. Zi-mi, vezi, Bianca, ți-am făcut-o să-ți ceară scuze fața ta. Pe tu, Bianca, ce băiat bun sunt. Mă, e părerea mea acum. Ce facem? Incredibil. Nu vă supărați, nu-l las personal. Da? Nu-l las personal, că nu e nimic personal. Bă, opri că se joacă cu mintea voastră, mă. Da, nu, opri care... Acum zice ceva, după aia cere scuze, numai se joacă așa, iure. Mă, era penibil jocul ăsta sau ce-a fost. Dacă ai pus sticla aici, era penibil, înțelegi, cu sticla aia băgată în pantalon, era penibil. Nici lui Bianca nu mi-a plăcut gluma, a zis, dar tu ai dat-o la mod. Nu, faza cu moneda mi-a plăcut înțelegi, mult. Tu înțelegi, las. Faza cu moneda mi-a plăcut că mi-a pus moneda și trebuia să nimerez acolo. Da, cu apa, cu apa. Dar cu apa nu. Mă, pe tine te-a deranjat că te-ai... Că m-a udat. Da, am înțeles. Știi, fac în zona buricului. Da, dacă nu m-a udat în zona asta, m-a udat pe aici, nu mă supăram, dar aici nu-mi place. Lasă filetele un pic, aga. A, să mă, filete, că faceți voi filete. No, bă, se joacă o prică cu mintea voastră, bă. Da, e asta. Ia uite altul care mai nu știam, dar e cea mai deșteaptă de aici. Se joacă boierule. Cu se joacă cu noastră. Doar Mariana. Doar Mariana e mai deșteaptă ca ea cum face cu bata. Auzi, lasă. Ei, unde mergi? Apă bune că Mariana e mai deșteaptă. Noi, băi, tu, ce faci tu? Mariana e mai deșteaptă. Nu, ca vină înapoi, n-ai văzut răzbaia tu. Nu e răzbaia. Mariana. Ia-l. Aha. Așa cum o vezi. Îmi arată baia. Cino. Scăpaților. Mariana. Da. Mariana, vezi că finuțul... Mariana, finuțul e dezamăgit de tine. Mariana, ce faci acolo? Asta nu-i comportament de fată mare. Vezi că e dezamăgit finuțul de tine. Păi arată eu din vorbe, nu-l condu. Gata, ai găsit baia. Sărac, nici nu... Mă, voi cred că ați vrut altceva. Acolo ați spuneam, m-ai făcut bine. V-ați răzgândit că v-au prins? Hai că te mănâncă, Mariana. Au venit staff. Iubire, ce dragoste. Iubire, o să știi, s-o ocupați, nu-i vede nimeni, hai la bani. Cine poate să te bagi în seamă? Mariana, chiar așa. Uite, ești spărat finuțul pe tine. Aici, Iancu, tu acolo, ce... Păi o declarat te rog. Bine. Nășin. Alex, dacă cine-i baia, da? Da. De azi cu Sorcova, fata mea, că se merge cu Sorcova azi. Ea tot spune că o să ia și o să abțin. Ia să văd. Ca anumit oaie animal, uite, ia-mi pari oi. Noi toți suntem, ne numim Mariana. Dar lovit-o tare, o lovit. M-a atins cu unghia. Dar cum, te-o lovit tare, te-o împins așa? Dar și tu, dar ce prima dată, eu am sunat. Noi abia am intrat. Uite, aveai tu ceva roșu aici, dar nu știu. S-o băgate aia unghii? A, da, uite aici ai. Vede tu, nu vine să vină. Eu am venit, eu am sunat și pe Alin. Aici pe gut ai. Eu o trântit ușa și m-am împins și o zic că ai dorm lângă brad. Ce-s cu glumele astea? E nu prima dată așa spune. Dar ce-i camera ei? Fumează, deschide geamul și fumează. Și nimeni nu... Și mă duc jos și i-am zis să dai filmarea în urmă cum ea. Am auzit și pe voi, că se certau. Eu eram în duș cu muzică și așa. Și mi-au spus, ce de... Adică toate fetele... Că am auzit din vană, tu, din ok, ce concurență, ai da? Văzut? Toate fetele ce o să fim date acolo afară din cauza ta. Dar de ce? Deci hotelul nu a dat măsuri, zic, ia stă cu geamul deschis și fumează. O, vorbește cu agent media. Adică ce mi-e grav? Eu am ridicat vocea pentru asta. Că stă cu geamul deschis și fumează. Eu răcesc și încă fum. Și ea pur și simplu nu trebuia furia să și-o controleze. Ai venit la o emisiune. Dați niște teste de violență, pentru că nu mă interesează că tu ai fost bătată și s-a dus băiatul acela. Pentru că eu oricum știa că mă duc jos la recepție. Nu trebuia să fac gestul ăsta. Lasă, Mariana, că și tu provoci. Așa? Așa? Și nu arăta Mariana, pe mine. Și tu provoci. Unde îl doare pe om? La taj mai tare. Faptul că o zis că... Rău că nu poți demonstrezi fapt din cameră. Doar atât i-am zis. De geam și de țigară. Și am zis că iar... Eu am zis frumos, calm, îți jur eu. I-am zis că, uite, tu, în primul rând, nu stimezi hotelul, șap după mine. Că nu e voie în hotel de fumat. Și nu e prima dată. Și eu, iată, e martor Ardelean de ziua ei, eram pe hol, făceam live, mă sună staff-ul, Mariana, why you, pentru o minută că am venit să pun, ei martoră, am pus o minută telefonul să filmez,
Dar pentru ea, ca ce face ea, trântește o ușă și mă împinge și fumează, nimic. Nu-i sunat. Nu știu dacă o sunat-o cineva. Mă, vezi, tu mai e o părere. Pentru că așa persoană, Mariana, nici staful nu schimbă. Ea vorbește într-una, n-are nicio stres. Tu ai fost uimită și tu de ziua ta când... Ea la fel, o știe pe Mariana. Mai ales că stă și cu ea în cameră. În loc în felul următor, dacă și-am vorbit aseară cu ea. O să te abții, știi, și să o lași. Adică, da. Jur, fă ce vrei, dar nu, să nu se ajungă la mai mult. S-o lua de cea mai moale, o. Nu e și-o luat ca să-și fac ce ar de făcut. Iar e schemat, că e o vârstă care tot faci cu cap, controlează tot. Ea nu-i proastă deloc. Ea tot controlează, tot. Ea până și când vorbești cu cineva în scris, înțelegi? Ceea ce nu face nu, ea, nu face nicio fată. Uite, până vorbește liber la telefon, ea vorbește liber la telefon. Ela, ea știe că eu tot spun în emisiune. V-a lovit o tare. Deci și el a început, când vorbește la telefon... Împins-o acolo, tu am văzut și-o lovită. El, când vorbește deja la telefon, chiar a început să zică... Da, s-a băgat cineva în față. Ian cu el, m-a ridicat eu. Eu cred că dacă nu... Nu știu, cred că o lovea mai tare, dar v-ați băgat voi. Da, o împins așa, așa-i cu palma. De la Ricardo sărit atunci. Cu palma s-o dat. Când Copern nu mi-a făcut. Ești pentru... Ioan, acum oaie și... Dar Ricardo, și că el e băiat, dar la mine în familie nu există așa ceva. La mine dacă sportivi, pentru că mânca și erau niște fete ușoare și au zis du-te din teritoriul nostru. Și când eu tras una, el mereu îmi spunea că adică niciodată nu fi plină de mine cu băieții, că adică este unul mai bun, unul mai cu minte și trage una. Dar nu există așa ceva. De-aia eu mă cert cu voi, că la noi când, de exemplu, o fată țipă și vorbește urât, nu se admite. Chiar în jur, prietenii mei. Numai că, uite, făceam șpagat și un sportiv îmi spunea, ce ești filen și șpagat. Și îmi spunea alea care tu te-ai curcat și le-ai lăsat. Să vezi ce îmi zis cât-ți trag, cât-ți așa. Numai pentru că i-am zis că fetele care s-au curcat cu tine și le-ai lăsat. Și să vezi ce îmi spunea, că îmi tragi, că își de față cu antrenor și cu ceilalți. Numai, da, pe să mai audă ei așa ceva. De-aia eu reacționez așa și ne expun părerea un pic mai urât despre voi. Dar până să te jignesc, eu cine-o vorbit urât? Până să te înjur? Ok, înjur-o și tu, dar nu o lovi, nu să-i la ea, că nu e ok. Da, nici unul de acord cu asta și eu. Uite-te, ai făcut vreau aici. Vreau să vorbesc cu Mariana, Andreea. Acum, bine, ce Mariana, până să te înjur. Ești lider și trebuie să-ți spun, că de-aia ești lider. Da, las că știu și eu, tu, Andreea. Până să te înjur, cine a jignit? Nu e vorba de înjurat, e vorba că ai atins-o și ai lovit-o. De înjură în jur, nu are nimeni treabă, că toată lumea se ceartă cu ea. Totul până la zângală, că e foarte bine. Ok, dar aici trebuie să ne controlăm. Dacă e batim ca animalele, unde ajungem? Nu sunt de acord nici eu cu violența. Tocmai asta vorbeam și cu Marius, da, mai înainte. Nu sunt de acord sub nicio formă. Dar, Andreea, tu știi foarte bine că fata asta. Provoacă, i-a spus că și ai de vină. Provoacă și pe mine m-a provocat. Dar nu s-o împins, s-o lovești, adică... Nu, o să fii sancționată! Eu tot sunt provocată, aia ce ești, dar i-arunci o pernă, poți să o lovești? O pernă are aici, acum i-a lovit-o de spate. I-a dat-o peste umăr. Uită-te! Pesești la realitate, fata ta! Andreea, este material! Ai lasă vrăjeala, că nu ți-am dat peste față. M-ai zgâriat cu unghia, păi ce, m-a zgâriat Sfântul Duh? Nu, ți-am dat peste față. Eu tot sunt provocată, că se povestește cu alții din spate. Tu nu trebuie să spui și când eu mă duc la baie și când mă scate și cum mă spăr. Stai cu minte. Tu povestește despre... Îți spui viață, Mariana. Te-ai duște zgârea la baie? N-are nici de unghii. Vezi, tu ești o mincinoasă. Nu ți-e frică nici ție de Dumnezeu. Măi, fată, eu am spus. Te-am înjurat, dar am dat în tine cu palma, te-am atins. Și tu ce-ai spus lui doamna Andreea? Poți să ieși când vrei să faci așa gestul. Dar tu nu răspunzi când ești întrebată și vorbești numai ce vrei tu. Tu te-ai luat de persoană slabă pentru că știi că celelalte nu o să-ți meargă. Tu trebuie așa, cu așa repede la fetele care le-ai acceptat 20 de minute, 30. Mai, tu ești deșteaptă la tine. Tu vezi ce faci, tu nu accepti adevărul. Ai la Chișinău la tine, scandal. Stai de vorbă cu moldovenii tăi, nu cu mine. Tu de mine să nu te-ați cu subiecte care la Chișinău, stai de vorbă cu moldoveni. Deschizi geamul și fumezi, ai înțeles? Ești bărbat să-ți trimită banii alea. Mariano, stai cu minte în banca ta. Ce? Stai cu minte. Tu stai cu minte. Cu mine nu merge. Mariano, taci. Nu vreau să tac. Eu nu vreau să mai vorbesc cu tine. Nu vorbi, nu e problemă. Schimbați cadrul. Ai făcut show-ul și ce-s mai vreau? Nu taci, a?
Hai mă, că v-ați certat azi destul, v-ați făcut porția. Păi, da, voi că nu zicea de fete, sunt greșită falsă. Ea vorbește numai ce vrea ea, turcule, jur. Da, deci dacă întreb ceva, știu, ce... ea se duce în alt subiect și duce unde vrea ea. Păi da, să te bagi în alt subiect, să te cerți iară. Da, 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 păi ăsta e... violență fizică, frate. Bine, frate, da, mă, violența, violență, vorba e vorba. Păi, știi, vorba e vorba. Nu trebuie să... Hai gata, Marius, că ai spus de trei ori și tu până acum, violență fizică. Am spus mai devreme, nu sunt de acord. Eu nu vreau să mă Mariana, și tu provoci mult, Mariana. Și tu provoci mult, discuții, crede. Ce-a spus în aceeași situație cu ea? S-au jignit, au țipat, au bă, dar totul... Provoci mult. Ce mă tinsiști? Tu m-ai spus de patru ori pe mine. Dacă cu Andreea a fost acolo... Ai spus de patra oară, nu cu violență. Am spus că nu sunt de acord. M-a deranjat că te lua de persoană slabă și m-ai certat pentru o minută de discuție cu un staff și n-ai fost așa supărată pe fetele care le-am așteptat să se îmbrace, să se pregătească. Pentru că știu dar tu că m-ai provocat, tu ai fost singura care m-a jignit, asta deci e ideea. Eu nu vreau mai fata mea. Să nu zici că te jignești. Măi, fata mea care... De material. Ești mare bandită, crezi. Tu ești la tine, așa, acolo, la tu, Chișinău, nu aici. Tu m-ai jignit. Te-ai minat de oraș. Băi, tu m-ai jignit. Ia și e aproape de Chișinău. Țară. Pirul spus că doare burta și vine cu taxi și voi două trebuie să veniți cu taxi. Și ce are ea să dă dar în seamă? Eu toate lunile cât am stat, m-am pornit singură cu mașina. Am mai stat o oră. Mai, era alta, turcule, tu ai înțeles care e. Nu știu nimic, da, fabrică, bă, și nu m-am dat eu, Dita, mai. Și am fost și șefă ca pedeapsă, nu m-am cerut. Eu sunt șefă ca pedeapsă, ce faceți, bă? Stai un pic să-ți spun ce a zis. Dacă cineva o să mă tragă pe mine la răspundere, acea n-o să fii tu, bineînțeles. Dar cine a spus că trag eu la răspundere? Ia o zi să mă tragi tu pe mine la răspundere. Păi eu bătut să bep, la voi trebuie la mine. Vreau să fii corect. Ai fetelor, la răspundere n-are ce să vă tragă nimeni acolo, e din producție. Da, exact. Spune, că spune din bun simț, bă, te-am așteptat o oră, două. Asta e partea. Asta e altceva, că spune din bun simț. Un spirit colegial să spună asta. Nici producția, nici nimic, pur și simplu nu este corect ce se întâmplă. Păi da. Iar tu, Mariano... Corect? Tu, Oprică, trebuia să fii mai departe cu fetele. Am acuzis bine cu Oprică, ce ai... Poartă o discuție acum, nu mai ridicat tonul, poartă și tu o discuție ca aia normală. Da, ea a spus că e supărată. Că au așteptat două ore. Ok, am înțeles și eu aș fi probabil la fel. Dar nu pot, nu, să-mi ceară a mea explicații de ce. Eu am trimis acolo pe grup de ce. În spirit fetele colegial. Ce-au vorbit, habar nu am. Dar ți-am cerut eu ție explicații, Andreea? Ea a zis. Ca nu, nu Andreea, dar și chiar dacă cerea explicații, putea să-ți ceară în spirit colegial. Spune, bă, de ce ai întârziat? Eu în spirit colegial aici în casă, i-am dat. Colegial, măi, la modul colegial am vorbit și la general. Corect, i-am dat. De ce se tot discută pe tema asta? N-a luat pe nimeni personal să trag la răspundere. Am vorbit la general, așa, ca să înțeleagă lumea. De ce nu ai vorbit așa? Înțeleagă toți. Dacă ele se ceartă, au degenerat situația, se ceartă. Pentru că cu mine nu mă poate. Și cu Mariana, cred că ați înțeles care a fost situația, nu că vai de mine. Am stat trebuie după aia. Trebuie să vorbești pe tonul ăla. Tipau fetele alea, am țipat și eu la ea, am zis că mă, iau, o dau afară din mașină. Că eram prima înainte la tine la mașină. Gata, taci vedetă. Eu cu Denisa eram în mașină. Tu taci vedetă, taci vedetă. Eu că o durat 15 minute până să te mute în spate. Nu mai durat, un minut a durat. O, voi știți că care ați fost acolo. Să-ți da. Măi, deci cum tipa Isma la Iași cu Alina. Pentru că am zis că mi-e rău în spate după ce am stat și am așteptat două ori. Da, adevărul că mereu e rău în spate. Mariana are 28 de ani. Nu, am stat 10 minute până aici, nu asta era problema. Era, e că, uite, erai tu cât s-o stat, dar este staff și... Nu înțeleg. Cred că fata care... A, Isma... Se, cu doamna Mante se știe. Mariana, bine. Dar de când ești aici? Tu n-ai văzut pe câte lume proști, că toate fetele o sări la ce se lovească. Nu că ne permitem, tu vorbești cel mai urș, aduci omul în starea în care să dea în tine. Eu am părerea mea personală. Mm. Doar și eu slabă, Mariana, și eu pot să comentez ca tine, dar nu vreau să subierevezi așa tare. Părerea mea e că... Dar nu-i problema în mine acum. Eu sunt lucruri și văd lucruri. Ia? Eu văd. Nu e adevărat, Mariana, Iancu. Să vorbească Bianca ca și tine. Cum să-ți explic eu? Și ea, Iancu, e adevărat, tu n-ai văzut ce... Sau eu să vorbesc Iancu, așa cum vreau să-l apelași pe tine. Fetele, vorbea foarte cu fetele care au întârziat atât. Dar tu vrei să te ridici calma, dar nu e așa. Și asta 15 minute până se lasă, eu rămas bombă. Dar și cum eu acum să zic, Iancu... Tu, n-ai ieșit greu. Da, Alex, ăsta... E că tu te aștept 30 de minute, dar de Alex zic... Da, ăsta un minut, nu s-o mișcat de acolo. Și Alex o să zică, iată, Diancu, că ea... N-are dreptate, ea, n-are. Mereu numai... Gata!
dimineața nimeni nu face mai dur. Ne du-te mai suport cu subiectul ăsta, Mariana. Gata. Tu asculți oarecum mare și bine, gata, am înțeles. Dar cinci ori povestim. Să ia de fete care o aștepta, dar nu eu. O minut. Da, ciudată. Dacă mi-mi eu am toată dreptatea că am vorbit cu... Provoț și tu, tati. Ceau, Finuțo. Ai văzut că, ai văzut că ți-am salvat viața? Wow, tipule, ce bun ești! Auzi, Ian. Unde fugi? Toate, fete. Haide, haide! O melodie să dau să nu te-am. Ești bar zâmbeci. De fapt. Care pe care. Dragul meu iubit, negru și pârlit. Scriu aceste rânduri ca să-ți reamintesc că te-ai special pentru mine. Oh. Virgul, am folosit foarte virgul. Special din moment ce spui că te contrazi singur. Bine. Așa, deci primul rând mai minți complet. Mai merge mai departe. Nu, că negru, negru că... și pârlit de păi da, e adevărat, dar rândul ăsta mai minți, că sunt special. Da, bine. Așa, bun, merge mai departe. Știu că am avut o perioadă mai dificil, dar să știi că... Doar m-a apropiat mai mult de tine. Mă linora. Da. Aici ai dreptate, bine, am apropiat mai tare. Și ți-am descoperit o latră foarte sensibilă. Ai descoperit-mi o latră sensibilă? Da. Care e? Care? Că ești dulce. Dulce. Și sensibil, chiar ești. Așa. Așa. Ce ai mai descoperit tu la mine, să vedem? Și acum? Acum te apreciez foarte mult. Te contrazici singur, apreciere. Așa. Vreau să-ți mulțumesc că nu ai renunțat la iubirea noastră. Te iubesc! Asta nu l-am văzut. Nu l-ai văzut! Asta nu l-am citit. Nu l-ai citit. Te iubesc. Te iubesc. Să te iubesc. Da, Gălinca. Place? Place, bine. Și foarte tu, frumos, la Roxana, foarte și eu m-am gândit să fac și, dar n-am găsit niciun hârtie, niciun creier. Dar tu cum așa cerul la producție și ne-a dat de aia roz multe și am, fain. L-am ajutat și pe el, a făcut plicurile, eu am făcut astea, inimioarele, foarte moștașe. Da, dar acum că mă gândesc mai bine că n-am făcut. O să-ți fac când o să meriți mai tare. Auci! Întorsă bine lui Ricardo. Știi ce îmi spuneam ca lui Ricardo? I-am zis că Ardelean vrea să-l pupe pe Jador. Când am venit, i-am uitat de Jador.
În aceeași zi. Cine? Ricardo, tu mi-ai făcut zic că... Da, uite ce ai în braț tu. Când au venit, ia... Acuș că trebuie să duc ceva și... Tu el. Probabil. El e primul. Filip, vrei și tu apă? Nu. Nu? Bine. Ați lămurit-o, sunteți ok, nu? Am lămurit-o așa, ca în tren. Ce îmi zici chestia asta? Că mă... Și așa să fie să mă contrazic. Tu îmi zici mie, tu ca iubita mea, că mă contrazic? Da. Că iubi, că nu mi-am dat seama pe moment. O situație de genul poate fi crucială, adică și pentru tine. Nu că exagerezi acum, că... Dar da, poate să fie un subiect mult mai delicat. Mult mai delicat ca asta și dacă îți face la fel să te afecteze. Aici hai că noi mai lăsăm, știi? Da, mă rog, niște vorbe așa, Iurea, într-o. Dacă ești afară și te pui într-o situație, bă, chiar situații de aia pe bune cu cineva străin, când îți zice ea contra, ăla se uită la tine și poți să mai îi zici tu o mie de lucruri. Da, păi dacă zice, chiar tu mergi. Nu mai vreau să fac nimic cu tine, nu, nicio afacere, nicio ce. Păi da, dacă tu care ești lângă mine mi-ai dat trec pe spănas. Da. Eu nu contez că te iubește, că iubești, nu-i dar face unor niște spune niște chestii astea, te... Urât de tot, frate, urât. Adică nu vreau să se înțeleagă că nu am... Eu cred, consider că sunteți un cuplu pe bune și că vă iubiți. Bă, dacă eram afară și spunea aia mie, bă, vezi că te-ai contrat așa, era cu totul altceva, că îmi spunea aia mie, că i s-a părut ceva. Bună ziua! Am luat ceva, Andreea, care să te încălzească cu sufletul. De Revelion? Așa se ia. De trecerea nou la an? Pentru actuală. Ah, am înțeles. Mulțumesc. Să deschid? Mm? Dacă vrei, da. E o bombă? Da. Te-ai răzbun? Da. Plătesc pentru tot ce... Și are în ea? Deschid eu. Deschid eu. Dar ce, că miroase de aici? De aici miroase. M-am prins-o pe asta cu mentolatul, cu sarea mentolată. Când vrei să o închizi, să o stingi, pui capacul și se stinge, și se stinge ca să nu miroase tare. Mulțumesc mult! Și am luat ceva simbolic cu la mulți ani. Ce drăguțe sunteți! Am luat și la fetele care m-au felicitat de Crăciun. Dai cusetele? Da, cu simbol de sărbători. Mulțumesc tare mult, Mariana! Sărcova, vesela, să trăiți, să înfăriți, ca un măr, ca un păr, la anul și la... Duce acolo, Mariana! Mulțumesc tare, tare mult! Vă mulțumesc! Sunteți foarte drăguțe! Da. Voi, fetele, că băieții... Doar să supere. Doar să supere, știu. Ia să facem conexiunea, ei ce fac. Bună ziua, la mulți ani! Bună ziua, la mulți ani! Rămâinile! Vă doresc un an cât mai liniștit. Mulțumim asemenea. Doamne ajută, mulțumim la fel. Cât mai frumos și plin de dragoste. Doamne ajută! Am crezut că plin de ceartă. Dragoste adevărată. Să fie. Înțelepciune. Și să lăsați minciunile. Doamne ajută! Doamne ajută! Minciuna are picioare scurte și atunci ar fi păcat să, să mințiți. Am înțeles că ați fost evacuați. Oho. Da. Da. Culmea că Ricardo are picioarele lungi. Da. Sunt foarte supărată și sunt supărată... Îngreșesc că iată în prima zi din an stau și mă supăr din cauza voastră. Am văzut acele videouri în care fostul concurent, domnul Cătălin, sparge un televizor. Vi se pare normal? Nu. Sub nicio formă. Măi, oameni buni, în ce lume trăim? Doamne. Păi, asta voiam să văd la el, Andreea, pentru că eu mi-am dat seama că el ascunde ceva. Și de asta tot spuneam mereu în emisiune, că vreau să-ți văd, să-ți văd comportamentul, pentru că eu simțeam că ascunde. El sărăcutul se lua de tine. El ascunde ceva. El se lua de tine că tu ai ieșiri de genul ăsta. I-am spus și eu că tu nu ești cum ești tu, te abții de lume. El ascundea ceva și eu am simțit treaba asta. Da. Din păcate, iată, la început de an, avem câteva videouri care o să supere câteva persoane de aici din casă. Sau una în mod special. Acum, na, poate că îi trece repede. Dar până vedem acele videouri, haideți să le explicăm și telespectatorilor. Ei bine, după gala trecută, băieții s-au dus frumușel la ei acasă, la acel hotel minunat al Enșpelea Hotel, care i-a primit.
De capul. Și au sărbătorit, nu știu ce au sărbătorit. Plecarea lui Cătă. Plecarea lui Cătă. Da, de-a Cătă a zis, hai mă băieți că eu plec și hai să, nu știu, să mi-au rămas bun în tur. Și tu erai cel care trimitea mesajul, cel care invita pe... Organizator. Organizatorul, gazda. Da, el era... gazda, că era camera. Eu era gazda, pentru că era camera mea. Am chemat și oameni din staff să vină, chiar. Adăguțule, și dacă zic eu că dacă televizorul e de la tine din cameră, tu trebuie să-l plătești. Ce faci? Păi doamna Andreea, acum știu că e de la mine din cameră televizorul, dar... Păi nu l-am spart eu. Nu mă interesează. Da, dar nu l-am spart eu și eu nu am stat singur în cameră. Tot cu el stăteam, adică... El era trecut la recepție, ca fiind cu, cazat cu pașaport, adică nu e camera mea, doamna Andreea. Da, da. Nu știu. Eu și vă spun, adică... Eu vă propun așa, să-i lăsăm și pe telespectatori să vadă. Cel mai bine. Da. Hai să începem cu începutul. Cu ce a început totul? Cu câteva mesaje de ale tale, pe grup. Haideți, doamna Andreea. Hai să le vedem. Dar dacă chem pe cineva la bancă să scoată bani și cineva sparge banca, e vina mea ca să spargă. Da, organizatorul unei petreceri răspunde toate petrecerile. Nu are legătură. Nu are legătură. Haideți să le vedem, dar... Haideți să vedem. Haide, Ricardo. Haide, frumoasă. Ce faci? Ce vrei, norocos? Ricardo, ia să vedem, ia uite. Ne dă acolo un video în care avem mâncărică, băuturică. Haide, vă așteptăm. De asta am postat. Iancu, care sunteți? Stați, măi, nene, că dați prea repede. Ce vedeți? Ce aveți? Că nu sunt aici. Momentan, eu cu Cătă și Filip și te așteptăm și pe tine și pe toată lumea. O cheamă și pe o fată din stab, îl cheamă și pe Husein. Iancu râde și zice, nu mă bag în seara asta, mă pun la somn. Vezi să nu te arunci pe geam, dar bei. Doar să nu se pună viola la ajun media, zice Ricardo. Bun. Iancu zice că nu se bagă, dar n-am vrut să s-a băgat și el până la urmă. Da, da, Andreea, da. Vedeți că eu am chemat oameni din staff, adică mă gândesc că e vina celor din staff, că dacă veneau nu se mai întâmpla. La ora 23 și 46 de minute este vina celor din staff că nu s-au prezentat la hotel să-ți ai dat cu petrecere. Zis să chemăm și oameni din staff dacă facem chestia asta și am zis, hai mă, să o ascult pe doamna Andreea și să-l chem oameni, da, da. Da, și ce-am greșit tu, doamna Andreea, aici? Ricardo, fii atent. Numele, n-ai greșit cu absolut nimic. Ok, dar greșit numele. Deci n-ai greșit cu absolut nimic. Bun. Bun. Ai făcut o invitație la o mini-petrecere. Da. El n-a zis eu cine se poate aștepta că se ajunge la așa ceva? Asta zic, exact. Cine se aștepta că se ajunge la așa ceva? Pe cuvântul meu de onoare, adică... Eu am mai făcut, nu, puteți să întrebați și băieții, eu am mai făcut băieții baraule și din astea și nu s-a ajuns niciodată la așa ceva, nu mă gândeam, tocmai acum se întâmplă asta. Bun, hai să vedem și ce s-a întâmplat. Acolo-i bubă! Acolo-i bubă! Văd că la telefon a răspuns, n-avea internet. Nici la mine, Erau un pic ocupați. I-am zis la... Stăteau. I-am zis la Turcu? Nu e în cameră. Tu că, să știi că ți-am spus, eu mie îmi stă conectat netul numai când aveam pe... Dar știi ce interesant? Cum de ai avut internet ca să chem stafful la petrecere? Asta e... A făcut hotspot de la Iancu. Nu, no, dar știi că... Că era în cameră. Noi am chemat să nu se supere cineva din staff, că erau și oamenii de pe staff pe grup și a zis, bă, să nu se supere, să-i invita și pe ei. Asta spune, atunci avea internet. Să-l facem Manuel, așa. A, o filmare, ia. Ia, curcan. Opa. Ia, n-are sunet. Ba, da, are. Pentru că se era story. Ăla-i Lord. Ei, o să afli și despre Livia niște lucruri. Aoleu, bici! Din păcate, Ricardo, acest râs nu este bun, pentru că ceea ce a urmat nu este de bun. De unde să știu, doamna Andreea, că eu am mai făcut chestii de astea, nu știam că se ajunge acum, la modul ce mai serios vor. Vezi, dacă eu chem omul să stea să mănânce și el, nu știu, sparge televizorul, e vina mea. Sparge masa. De ia, să vă ce-ai făcut mai bun, hai să urmărim. Ăla-i bagajul meu! Hai de cap! Stai acolo! Ăla-i bagajul meu! Bagajul meu! Andreea, cum să nu-i dea afară după așa ceva? Nu m-am dat și pe mine, mă! De ce m-am dat și pe mine? Eu nu știam de video ăsta. Mă, dar ești mare bandit, Ricardo. Îmi cred așa! E cu...
Ce era asta? Cătălin! Asta e șpagi de televizor, hai de capul! Deci, eu, băiat sincer, băiat bun, vă rog frumos, asta poate să dați și pe poză. Eu am venit băiat sincer, da? Vă rog frumos, de ce m-ați dat afară? Ați lăsat toată în emisiune. Eu sunt un băiat sincer, sunt băiat bun. Da, da, și iubită. Dar și tu ești... Dacă ai demonstrat. De ce m-ați dat afară? Doamna Andreea? Da? Eu nu mă fac de... Ia, mă, sunt pe două ecrane, mamă! Cine mă tu? Cine mă eu? Cine mă tu? Noi! Deci, fii atent, eu am băut așa cu Ricardo, Filip și cu Iau. Eu am spart televizorul. Eu am rupt paturile. Mă, ce bine de la televizor. Ah. Ce? Fii atent, puteți să-mi luați mie banii, oricum sunt sărac, adică oricum altceva nu aveți ce să mă înțeleg așa. Eu am venit să-mi dau și o iubită. Îi trimiteam ei banii. Aaaa, uitați ce-a făcut ăla. Oricum nu avea acasă. Dacă vreți să mă rechimați, da. Chimați doamna Andreea, o iubită, n-ai ce să care să aibă bani. Bianca, bună, tu ești aia. Și să aibă Mariana, bani! Dacă să-mi... Eu să-mi sunt băiat pe geamul ăla. Le înțeleg pe toate. Că ai bani, tu te auzi. Adevărat, bă, te înțeleg. Băieții, că așa ce tu bani. Uitați-vă la mine cât de băiat cu minte sunt. Ricardo stă în camera asta, deci... Bă, dar știu filmai și mă, stai să arunci alea. Dar n-am știut, dar n-am și cu mine, am dat tot. Asta nu înțeles pe cuvânt. Ce te-i faci, mă? Dă-le-i să-l dai afară pe hol, frate. Să-l dai afară din fotele. Las că ne-a dat el pe noi afară. Păi ce mi-a arătat mie? Înțelegeți-mă și pe mine, chemați-mă înapoi. Pentru că am vorbit colegii. Colegii. A, că după ce te vede... Să vedem, mă, că sparge televizorul. După ce te vede... După ce te vede... Păi nu, să dea faza aia când îl sparge. Dacă tu vedeți acest video... Știi că am vorbit o grămadă. O să mă îmbrasa Ligi, o să mă fac mare... O să vin pentru tine, Ligi! 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 Dar Ligi nu... Gata, cu asta puteți să încheiați. Ligi! I love you! Ai deci nu... Da, dar nu ne fac... Și ora puterea dragă că e pasele viitorul! Ascultă! Fiți atenți aici! Asta e televizor! Păi, scuze-mi, eu te-am lovit! Gata, iată! Uite, iar de pe ăștia! Pe Ricardo, pe Filip și pe Iancu! Noi s-au distrat televizorul! Ați spart televizorul, a rupat-o de 600 de euro. Hai de capul, ce-a făcut acolo. Eu am crezut că glumă, dar nici chiar așa. Doamna Andreea Mantea, să ajungi. Ia. Să spun băiat sincer și serios. Ascultați-mă, trebuie să mă dați și pe post, eu nu vorbesc cu el. Alo. Iubita mea, ați trimit Ivan? Nu de asta, dar ați spart televizorul. Este camera lui Ricardo. Eu am rămas singur aici în cameră. Sunt cu Ricardo, Filip și cu Iancu, da? Din nou nicio vină. Mă știu dintre așa la televizorul ăsta. De atunci. Hai că faci tu banii ăștia într-o zi, iubita mea. Am luat la puterea dragostei. Bă, dar să te îndrăgostiți de mine, nu? Vă spun că eu vă fac pe mine, bă. Deci asta te îndrăgostiți de mine, da? Eu zic chiar de... Dar ce e cu el, chiar? Da, deci, să știți, Ricardo n-are nicio vină, Filip n-are nicio vină, Iancu n-are nicio vină, doamna Andreea. Mare rău. Eu am făcut toate chestiile. Ia uitați ce fac pe drumul ăsta. Sorry. Am plecat la puterea dragoste. Vă dați seama. Am de nimic. Am de nimic. Am de nimic. Nu mai pot. Am cu prietenii, bine nu. Am văzut de acasă. Doamna Andreea Mantea! Vreți să are băiatul meu? Ca pe ce zici de atât? Ricardo, Felinite Bendeanu. Dar n-am vorbit cu Iancu. Uitați televizorul acesta, nu s-a supărat. Băia bun! Eu n-am reușit nimic, eu am vorbit foarte bun. Băia bun! Acum, dacă fetele nu au plăcut și am zis că eu sunt fan, chiar nu sunt fan, să vreți să fac un pic, da? Ricardo, colegul meu de cameră, mă filmezi, da? Bine, a fost nimeni pe tine, da? S-au fost încercul la cap. V-am deranjat cu ceva? Nu, frații mei, băieți, da? Nici fetele le iubesc.
Asta e, trebuie să voteze cu cineva. Eu n-am făcut nimic. S-a fost nimic. Ligi! Ligi! Ai grijă, Ligi! Prietena ta. Băi, o iubesc de Ligi. De ce? Că mă înțeleg și la fel ca mine. Doar, Ligi, fii atentă la asta. Dacă era Ligi, o să făcea. Dacă era Ligi, jur că o iubesc la suflet. Băi, gata. 600 de euro s-au intrat din cont. Vă bucur. Vă bucur. La gândire. Doamne, fești. Andă, Nicolă, mără frică! Andă, Nicolă! Ai și cântă lângă mine! E camera mea! Păi, eu știu unde m-am dat, vezi? E camera mea! Mă pune ăștia la plată pe mine. Dar nu-i problemă că eu am bani. Eu am bani. Mă pun la plată pe mine. Calculați, calculați. Ah, cât a venit ăla peste noi. Băi, ce l-a intrat? Ricardo, nu trebuie să-i lăsesc, să-i oprească. Fix la Iancu. Cred că pe Iancu l-a văzut îmbrăcat. Și ce a zis? Stai că ăsta e mai... Da, băi, da, băi. Nu mi-a fost rușine de Iancu. Mă gândeam la el că știam că să se simte prost, dar mi s-a părut un comportament
normal pentru cineva care a consumat câteva pahare. Eu sunt foarte curioasă ce zice fratele tău, Iancu, ce zice mama ta. Nu, eu ca să spun ce... Lasă-mă să termin. Sunt curioasă ce zice tatăl tău, Filip. Yay, ce băiat exemplu are. Dați seama că nu o să fie nimeni din familia noastră mândri de noi după ce văd aceste filmări. Credeți că nu o să fie deranjați nimeni de la voi din familie? Ba da, o să fie. Dacă știa că sparge televizorul, opream. Fiindcă, bine, nici nu știu dacă poți să oprești un om când vrea să spargă, că doamna Andreea, ăsta e chiarul televizorului, durează o milisecundă până ai făcut așa și îi sparg televizorul. Păi uite-te la tine cât ești și cât e racătă. Păi și dacă el stătea lângă televizor, cine s-ar fi gândit? Eu nu eram acolo în momentul ăla. Dar și dacă aș fi fost, cum poți să oprești un om dacă vrea să spargă un televizor? Că trebuie decât atâta să dai pe ecranul televizorul și e spart. Faptul consumat. Dar eu nu eram, eram la baie. De Iancu, de ce trăgeai de pat? Filip, de ce trăgeați de pat? Nu, l-am lăsat patul jos, nu l-am lăsat. L-am lăsat jos acolo. Nu, atunci când l-ați ridicat, ați început să trageți de el. Nu am umblat la el. Le-am pus una peste alta, așa cum le-am mai aranjat noi și în alte seri. Numai așa, pur și simplu, amuzament, dar le puneam la loc. Nu am distrus nimic. Așa, genul de amă, le-am pus să avem mai mult loc să stăm în picioare lângă ele. Aia n-a fost făcut. Dacă deja s-o exagerai și o spart televizorul și alea... Asta, zis, acolo okay. A venit problema. Ok, ne-am acolo. Postit, am râs, dar deja când se exagerează, ne-am dat și noi seama că n-a fost ok. Nu știu că ai observat, dar domnul de acolo, de la hotel, a încercat să vorbească cu tine. Adică pe tine te-a văzut mai... Breaz. Da, și am vrut și am zis că uite, nu o să facem mai lucru, o să le aranjăm paturile la loc, că e ok mare parte, n-am distrus nimic, atunci nu era spart televizorul. Nu era atunci momentul. Dar cum îi ziceai? În ce limbă? Very comfort. E engleză, că ne înțelegem. Bad no problem. Very comfort. No problem, my friend. It's okay. It's no okay. Problem, my friend. Camera era distrusă. Okay. Analiza era bune la gol. No problem. No problem. Pe cuvântul meu de om. Nu mai există niciun hotel care să vă mai accepte. Doamne ferește. Când aud de băieții de la emisiunea din România, de la Ajung Media, pe cuvântul meu, vi s-a dus buhul, gata, stop. Nu vrea nimeni să vă mai primească. Oamenii ăștia au încercat să ofere mai mulți bani. Oamenii ăștia au încercat, au promis, au zis că semnează. Nu. Cu părere de rău, vă spun cât se poate de sincer. Pentru faptele pe care le-ați făcut în acea cameră de hotel, o să fiți mutați înapoi aici în casă. Da, toți? Nu, dar stați puțin, doamna Andreea, de ce să... Stai, toți? Știți ce îmi place? Că vorbesc chiar cei care stau la camera 117. Și care au făcut ce anume? Dacă vreți, vă pun un mesaj care este în limba turcă. Eu nu știu să-l traduc, mesajul se referă, dar puteți să vedeți numărul camerelor. Și avem 113 și 117. Care ce anume au făcut? Ce a făcut camera 117? Mi-e teamă că o să vă stric relațiile de iubire. Nu există așa ceva. Chiar vă rog să afișați acel mesaj. Nu au, eu cât am fost în camera aia, nu s-a întâmplat nimic acolo. Nici. Absolut nimic. Nici eu n-am. Și susțin cu tărie asta până... Bă, nici petrece, nici muzică, n-ascult nici nimic. Dacă au un mesaj, să-l aducă, dar să spună nume. Nume, prenume, dacă băgați cineva pe cameră. Sunt camere pe hol, să se vadă cine a intrat în camera aia, când a intrat la ce. Dacă îți băgați în aceeași joală și mă pun iar, eu am stat aici o săptămână, două, de m-am îmbolnăvit, eu nu mai stau. Cum? Dacă există un video. Da. Chiar vă rog să-l puneți în care să apar eu că fac ceva. Eu stau aici, știți, cât 3 ani. Dacă nu, eu am plecat în România, nu mă mai întorc. Și nu glumesc, nu mă mai reține nimic. Da, da, nu trebuie. Bine. Să fie tras nimeni la răspune și să plătească și alții pentru greșelile. Avem contracte pentru greșelile noastre, sunt și eu de acolo, nu trebuie să plătească toată lumea. Eu când am fost prins în oraș, am plătit eu, individual, nu toată lumea. Ca să vedeți. Eu sunt corect, nu trebuie să plătească toată lumea pentru greșelile altora. Da, dar zi să vorbească mai tare, dacă nu... M-auziți? Da, stai un pic, încerc aici să traduc acest mesaj ca să se înțeleagă care sunt situațiile, care sunt problemele. Acum pe bune. Bine, chiar Ricardo, ești aici de atâta timp. Câte probleme n-am întâmpinat? 18 aprilie. Te rog, musafirii de la Ajung Media, care stau în camera cu numărul 113, au făcut foarte mare gălăgie. Au venit multe reclamații de la camerele de pe același etaj, dar și de la camerele de pe palierele vecine. Când angajatul hotelului s-a dus să verifice, persoanele din cameră au refuzat să deschidă ușa. Acesta a fost nevoit să deschidă ușa cu cartela sa, însă nu a reușit, deoarece musafirii au baricadat ușa.
Exagerat. Recepționerul împreună cu un alt angajat al hotelului au reușit în cele din urmă să deschidă ușa pentru a controla camera și din păcate au constatat că a fost spart televizorul, oglinda de la măsuța de la machiaj, la fel și patul. Este posibil să fie adus și alte daune, dar pentru că musafirii erau în stare de ebrietate extrem de avansată, camera nu a putut fi controlată în totalitate. S-a constatat de asemenea că au aruncat de pe geam și pahare din sticlă în stradă. Nu, aici aminte. Referitor la camera 117... N-a aruncat nimeni pahare. Atenție, da? Nu vă trebuie, ca să nu ziceți că vă minte da, cineva, da, da, 117 numara L, o da, o da, da. Da, da. Măcar atât, cred că, măcar cred că atât ați reușit să... Am da? Venus, da, camera numărul 107. Livian și Marius. Așa, referitor la camera cu numărul 117, da, te rog, Ebru. Deși musafirii au fost atenționați de nenumărate ori, aceștia au adus pe furiș în cameră o femeie. Ok, continuați. Femeia a ieșit din cameră dimineața la ora 7:30. Scuze, în ce dată s-a adus femeia respectivă? 18 decembrie. A fost întrebată la ce cameră merge, iar aceasta a răspuns că rămâne peste noapte la camera 117. Ascultați-mă un pic, doamna Andreea. Da? Mă ascultați un pic, vă rog frumos. În acea seară a fost femeia respectivă? Nu știm că a fost cu cătă o femeie. Băi, de asta vreau, de asta vreau să întreb. Vreau și la noi în cameră nu. Lasă-mă un pic, te rog. Tot în ce seară a venit femeia respectivă și a zis că merge la camera 117? În seara ce? În aceeași seară. În aceeași seară a fost... Noi. Ascultă-mă, lăsați-mă un pic să vorbesc. Cătălin și-a adus o fată pe care a cazat-o la camera 114 și probabil ca să creeze o diversiune a spus că o aduce la camera 117. Sunt camere pe hol și se poate vedea... Ăla îmi dă camera și mă bagă pe mine acolo. Se poate vedea dacă a intrat vreo femeie vreodată la camera 117, nu aseară, ci de când sunt eu în emisiune, de 3 luni de zile sau de când sunt aici. Avem și video de pe hol. Sigur, vă rog. Dacă vreo femeie intră la camera aia, mă ridic și plec de aici. Am văzut ceva, zic și am uitat. Dar cine e aia? Numările se păstrează puțin. A, dar nu-i de aici. Și-o chemat el din pe internet. Și-a chemat el o gagică de pe internet, nu e problema mea. Da. Cu o săptămână să țin filmări. Dar ci că era român cu Andreea. Nu contează. Stați așa. Femeia avea o înfățișare urâtă, murdară, întrucât hainele pe care le purta, părul și machiajul, denotau o imagine a unei femei ușoare. Oh. Bun. Oh. Se poate vedea cu cine a intrat din hotel, cu cine a ieșit din hotel și la ce camera a intrat, pentru că sunt camere pe hol. Vedem pe ea? Bun. Acesta este mesajul pe care l-au trimis cei de la hotel. Eu acum, dacă... E adevărat sau nu e adevărat, n-am de unde să știu. Dar avem, video. Seama... avem video, doamna Andreea. Nu putem să lăsăm așa un mesaj să-l interpreteze toată lumea. Bineînțeles că avem video, Mariu. Perfect. Bineînțeles că avem video. Și se mai poate verifica să vadă camera 114 cine a închiriat-o. Dar câte s-au întâmplat în seara? O să se încerce. Dar mai bine nu mă mai bag eu, că n-am de unde să știu. Nu știu, nu știu ce va fi. Ce? Nu, nu știu ce va fi. O să, aflăm, o să aflăm mâine. Da, da, doamna Andreea, să nu lăsăm nu, așa, nu se pune video. Adică după aia chiar nu vreau ba, să rămână. Da. Păi unde? Le-am spus că există. Ți-am spus că acel video există și o să vină. Okay. Știți foarte bine că durează. Sigur. Marius, ce ai făcut, Marius? Video există aici. Eu l-am văzut deja. Perfect. Bun. E camera 117. N-are de unde să știe doamna Andreea, că eu știu unde e poziționată camera mea. E ultima cameră din hol. Ca să ajungi la camera 114, nu ai ce să cauți acolo. N-ai cum să ajungi. Alurică e 113 și la 5 camere de noi. 113, 14, na, imposibil. Camera alurică e următoarea după 100, e una lângă alta. 113, da. Da, eu cred, doamna Andreea, pentru că Ricardo mi-a zis a doua zi, s-a scăpat și mi-a zis, de fapt, m-a făcut Cătălin o gălăgie, în camera alăturată, cu o fată și a spus, ce? Da, și-a dus Cătălin o fată, a găsit-o pe un site. N-are cum să-l audă. De fapt, nu știu ce aplicație. Da, nu, dacă se va aduce video, se vede clar. N-are ce să caute acolo. N-a intrat nimeni. Filip. Da? Erai supărat pe Ricardo pentru că a filmat. Nu era supărat că a filmat. Dar... Îl numeai era... Șarpe. Poftim? Îl numeai Șarpe. Păi da, că, pe la urmă, dacă arăta ceva... Dacă îl filmează, ținem pentru noi da. Chestiile astea. Adică a fost... Păi băia, că tu vezi ce scrie acolo ce au zis oamenii. A fost parte, televizorul, patul... Televizor, pat, da, nu există așa ceva dacă noi suntem prieteni să faci chestia asta, înțeles? Dacă, păi,
Bă, tu, ca, dacă vrei să dai ceva, Ricardo, să dacă, ceva tu, dacă tu erai așa afectat, în momentul în care el o spart televizorul, îl luai, îi dădea o palmă, să-i dea o palmă, ieși și afară. El își ia doamna Andreea de chestia asta, să vă chem eu pe voi, oricare mi-aș face, așa să vă ajute Dumnezeu, dacă nu vă scot afară în șpițuri. Pe la mine cameră faceți așa, tu ai stat și ai filmat, și ai încurajat oarecum. Și spui cu mine că n-ai dat nimic. Și chestia asta e un act, e un act de, bă, stați că vă bag pătăți, trebuie să... El n-a filmat și cu el, că și el a făcut multe, dar nici el n-a filmat. Nu, nu, trebuia să vă înțelegeți tăți dacă era, bă, tătă vina, cătă că el a făcut. Fără filmări, fără nimic, merem așa, cătă a făcut. Tu i-ai băgat pătăți și te-ai mai filmat pe tine ca să ai alibi, bă, m-am filmat. El dacă și... Bă, l-ai filmat pe Iancu, l-ai filmat pe Iancu când... El dacă e de mult, dar este liștea cum e lucrurile în casă. Și cred că de-aia a filmat. Eu că sunt normal, am dat seama. Camera, deci au făcut la mine în cameră. Cum ai făcut la tine în cameră? Eu am făcut... Eu am, trebuie să ieși la cătă. Ai fost tu, Liviane, acolo? Să știi cum au fost fazile? Tu ai făcut, ai făcut invitația. Eu nu m-am spus, bă, de atâtea ori, bă, să nu faci. Și numai unul dintre noi. De ce nu i-ai zis, bă, închirează? Unul a distrus. Am zis și noi, unul a distrus. Da, mă, dar trimite-ai la când trimite-ai. N-am fost atent acum, n-am fost cu intenția aia. Bă, frate, că tu... Dar sunt și cu mine, și eu m-am filmat. Cum o închirea cameră să meargă cu aia, trebuia să închiriați cameră la alt hotel să faceți ce ați făcut. Simplu. Și știa, mă, Liviane, că se întâmplă așa ceva. Din mănânci, nu faci la casa, în tă hotelul, faci așa ceva? Păi da, ce faci? La niciun hotel nu trebuie să faci. Eu am făcut. Eu am zis să-ți dai afară. Nu tu ai făcut, dar nu trebuie să dai curs să-l lași. Afară. Curs să-l lași, mă, dacă omul vine acolo să stea cu mine în cameră, ce zici? Da, afară. Păi nu sta așa. Păi acum mi-a dat el pe noi afară. Păi ce să-i fac eu, mă, frate, dacă a făcut toate astea? Eu le-am adus cu intenția. Păi era stream, mă, vă puneți pe ăsta că tu nu te-ai băgat. Da, el a simplu, da, el a distrus. Nu e nici măcar amuzant ce s-a întâmplat. Nu e funny deloc, deloc. Păi filmai acum, deloc. Ce-a părea? Să râzi că întorci patul, că spași televizorul, și astea sunt faze de râs. Înțeleg, eu am făcut o groază la viața mea, dar niciodată așa ceva, mă. Am făcut eu, dai vina pe mine. Nu, mă, dar tu ai avut o responsabilitate, că era cam și camera ta. Era și camera lui, frate, cum să dau, mă, fac din camera. Domnul era fata la el. El știa că pleacă, a spus mereu, eu plec, mă, doare. Să-mi oprească banii, pa, la revedere. Da, voi dormi pe stradă, că eu mă urc acasă la București și fac ce vreau. La voi în cameră să se întâmplă așa ceva. La mine! Pe geam în două secunde zbura. Îl făceam delta plan. Nu te băd aici. Apucat, aici, la mine, ca nici muzica nu s-a ascultat. Îi băgam sticla aia. Da, bă, nu. Da, bă, hai să le păi noi n-am băut noi împreună, s-a întâmplat, frate, că n-am băut eu normal cu tine și cu ei. Tot așa știu că se cheamă acum. Nici măcar patru s-a răspuns. De unde să știu că Cătălin... Și când ai văzut cu ea rază, ești prin afară, nu trebuie și bea pe stradă. Era tot camera lui. Nu, mă, el asta așa filmat, mă, el asta așa filmat. Da, mă, la primul gest, Ricardo, eu te înțeleg, nu te-ai gândit, dar la primul gest. Și râdeai, când tu râdeai, în timp ce îl filmai, îl încurajai. Nu te-am nimic dacă nu se făcea niciun. Adevărat? Ăla de camera mea până la urmă, frate. Trebuia să dai numai cu... Se gândea, ce vizualizare. Aia a fost greșeala mea, Canda, dar ei n-au făcut nimic, a video se vede ceva cu ei. Gata, ai stins. Din păcate am o... Am un gust amar. Vă spun că se poate de sincer, am un gust amar. Da, lăsați-i pe ei să-și rezolve ei situația. Da. Din păcate am un gust amar în ceea ce privește comportamentul băieților. Eu dărâmat camera. Imediat nu înțeleg de ce. Ok, vă înțeleg. Sunteți obosiți, sunteți, m-ați ajuns, nu știu, aveți frustrările întinse până la... Da. Dar totuși nu se reacționează așa. Ce? Ce e asta? Auzi tot. Vreau să vă întreb altceva. Andreea. Da. Bianca. Noi avem două videouri cu această tânără. Și seamănă cu voi? Ieșind, să știi că m-am speriat la un moment dat. Uh-huh. Mă rog, dar în fine. Nu mai. Da, dar m-am uitat cu atenție. Nu cunosc, nu știu cine este. Uh-huh. Dar avem imagini cum iese din camera lor. Și seamănă cu voi? La cine credeți că a fost? Ah. La Marius? Amândoi erau într-o cameră. Sau la Livian? Eu cu Livian am vorbit toată seara, adică... Eu nu am vorbit toată seara. A venit destul de târziu și a plecat la 7:30 dimineața. Intenționat, da. Te duc în șoc, în mare. Faptul că ziua stau televizorul la tine mai decât... Bă, 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 dar cum să dau el m-a făcut să te întreb, ai dat ceva cu mine? Nu, mi-a arătat două filmări. Dar știu, nu m-am uitat. Bă, tu mi-ai zis ce ani ce? Ceva. Dacă mă întreb pe mine fazea cu televizorului se vede mai urât ca orice. Și ca spate. Păi eu am dat tot ce am filmat. Intră-te ecuația, intră-te clipurile, tu ești cel mai bine. Tu n-ai făcut...
Bă, chiar n-am făcut nimic! Cum să... Dar eu l-am spus de atâtea ori, m-aș spune cât de m-aș și spăla pe voi! Filmat-o pe tine! Bă, dar n-am o ceată să zică unul! Bă, stop! Că filmarea când nu mă supă! Am și eu! Eu vin cu trei sărbate de astea! Bă, bă, omule, bă! Nu-i treaba de perversitate aici. Da, mă, le-ai stricat totul. Cine-a stricat, mă? Nu trebuia să facă ei ce-o făcut. Unul n-a zis, nu trebuie să expui. Opriți-vă, nu mai faceți, gata. Unul n-a zis, stop. Nu filmai și nu dai. Stop. Sunt cu spatele de atâtea ori și ori, stop. Asta m-a rupt un alt spate, le-am pus la loc, tot ok. Vreau să știu de ce nu e Roxana în emisiune. S-a supărat că am întârziat, așteptat o oră jumate. Cine a întârziat? Cinci special eu. Adică nu durea burta, Ardelea nu s-a trezit. Cinci. Nu și eu. Cinci fete. Noi două. Poate. Bianca, nu. Eu cu Denisa la mașină, oprică cu Roxana la recepție. Să mai exagereze, că n-a fost două ore sau o oră. Nu a fost două ore. O oră. Noi am stat de la 9:30. De la 9:30. Deci de la 9:30 am așteptat Andreea și ceasul era 11 fără. Eu am anunțat pe grup, e prima dată în 5 luni când m-am simțit foarte rău, pentru că probleme. Și în 5 luni, e prima dată când spun, chiar mi-a fost foarte rău și am dormit la 5 dimineața, nu m-am putut trezi la 9. Am anunțat că o să vin cu oră mai târziu cu taxi. Eu cu Dea am anunțat. O scris pe grup. Da, o anunțat. Chiar eu le-am bătut și mi-a spus. Bun. E prima dată. Roxana s-a supărat și din cauza faptului că a așteptat, a zis că se duce să doarmă. Dar bun, dar și restul a așteptat. Adică și noi am așteptat de o comandă, că doamna Andreea nu se pare bine, nu normal să... Fiecare mai întârzi, Andreea, 10, 20, eu știu că, 20, normal, și mai de un moșă. Exact, dar n-am venit și am zis în emisiune, eu nu mai vin și filmez că ele au întârziat. Astea sunt motive. Bine, am greșit, eu scuză, că n-a vrut să vină. Dar de ce să nu vrea? Eu personal tind să cred că nu se înțelege atât de bine cu Turcu. Asta ba, au vorbit acum dimineața. Era pregătită cu geanta, au pus-o în mașină. Da, dar nu cred că e atât de fericită. Și o așteptat în lobby. Eu cunosc pe Roxana, știu cum este. Și nu am văzut-o niciodată așa. Nu, absolut. Cum ți se pare Roxana în relația cu Turcu? Nu cred că e fericită. Andreea, oricum. Nu este ea. Da. Și felul ei, dacă stau să privesc acum în urmă, mai puțin fapt că nu era atât de fidelă, ea era plăcută pentru că avea ea nebunia ei. Dar acum mi se pare foarte... Așa, mai rapine și se vede lucrul ăsta și se vede că și nefericită în același timp. Eu personal cred că se complace oarecum în situația așa. Cred că îi place că el este un bărbat. Cred că îi place că el este serios, că... Dar are grijă de ea, îi oferă protecție. Chiar vrea familie, copii. Doamne ferește, eu nu-l acuz pe el, dar nu cred că se potrivesc, pentru că el e prea serios, ea e genul ăla de fată nebunatică. Ăla cu distrus televizorul și o zic acolo a fost, dacă nu se spune de Iancule. Ce ai zis, poți să mă dai că l-am spart? N-am știut, Iancule. Dar ce dai cu mine, că noi știi că nu mai ne-am distrat? Dacă tu ai înțeles, ok. Dar de ajuns o singură filmare în care se spărgea televizorul, că de acolo a plecat tot. Bine, îți faci televizor și ce mesaj a primit acolo? E doar televizorul, au spus ea? Mă, nu fii, dar era simplu să zice, n-am filmat altceva. Am filmat televizor. Eu am dat tot ce a fost de acolo. Dar nu trebuie. Eu m-am gândit, bă, capul meu, când mi-a zis Alina. Bă, casă, mă, ce... A zis Alina, mai zis Alina, arată-mi tot ce ai, dacă ai ceva, dacă nu, toată... Eu m-am luat Alina, ce ai făcut? Adevărat, tu, bă, hai mă, că ai o vârstă, ești prăbă. Bă, bă, de aici, bă. Bă, m-am luat Alina, arată tot ce ai, că mea ta, dacă nu, ăla pleacă, e vina ta, tot, cade la tine, arată-mi tot ce ai. Tu dai, atunci, pe afară, prăduiești tătătă. Poftim? Pe afară, bați la pușcărie 10 oameni. Tu intri tu la închisoare de acolo mașina sau cum faci? Dacă tu știi măcar cum mă accept să iau eu un an, decât să iei alții 10. Asta un an. Așa și accept să arăți o filmare, decât să îi bași pe toți. Bine, de când m-am gândit că mi-a spus Alina, arată-mi tot ce ai, arată-mi tot ce ai. Băi, și tu arăți la Alina tot ce ai, tu păi arăți tot ce am făcut. Poate ajunge acolo că nu ai făcut nimica. Ia-mi cu el, m-am gândit că tu nu ai făcut nimica. Eu m-am gândit că tu și cu tu n-ai făcut nimic, că numai ăla a făcut. Ce te-ai gândit, mă, tu n-ai... Că ai spart un televizor, tu te-ai... Bă, tu ai spart, mă, dar era fi rost avea de video. A, e urât, bă. Ce rost avea să dai ăla? Adică trei oameni să stai la un televizor aiurea, fără nimic, măcar să fie o persoană pe care o urăști, cum ai fost tu cu Manuela. Dar ei foarte... Nu altceva să... Bă, noi ne prosteam aici. Da, bă, dar te postești tu în casă la tine, nu te știe nimeni. Așa e, și acum este el toată țara, nu știu că el e pe aia. Cu mine și ne filmează să râdem noi, știi? Și la mine în cameră, că sunt prost. Da, stramă, cum o și-a arătat. Dar ai urea din partea lui, ca și că el e prieten, vezi, doamne. Nu e, nu m-am gândit așa. Dar ce m-am dat seama? Eu am uitat de ce am făcut noi. Țineam eu minte că am, sunt, și câte filme sunt acolo? Sunt 90 filme. Eu știu că într-o filmare apare că sunt tu televizorul. Bă, ce revitea lumea de tine că e
Trebuie să ai grijă când dai 10 filmări. Nu am fost atent, era a doua zi când m-am luat realitatea. O știu că el nu iese rău, nici o filmare să filmăm. În capul lui, te știu că tu n-ai făcut nimic. Nu pot să spun de la început, că am zis de la început, bă, hai să încetăm, hai să ălea, le-am filmat. Și de ce? Nu de la televizor. Noi nu ți-am distrus nimic în camere, că ne-am prostitat un pic. Ne-am prostit noi așa, să rămână în televizor. Ale trebuiau ținute pentru voi, nu trebuiau date aici, frate. Era un zic voi. Mă ideea noi vreau să râdem, că câtă vedeam că facem bani. Nu trebuie dar niciodată la televizorul ăsta. L-am incitat să mai facem bani. Să râdem. Nu te gândeai niciodată că să tragă un pumn la televizor. Vedeai faza când spargi televizorul ăla. Nu m-am gândit, frate. Nu te aveți, dar era de ajuns să dai decât doar filmare. Da, doar faza aia. Multe faze să râdem noi acolo cu ce face el. Și atunci noi l-am încurajat, hai mai face să mai râdem ca între băieți așa. Puteai să dați o filmare șurică care se înțelegea că ăsta a dărâmat ce a făcut acolo și gata. Nu să vă arătați cum se ridipea la cu perete. De ce nu? Pați-mă că te-am întrebat ce filmare ai dat și mi-a dat mă bă. Nu, să nu te supe, da, nu ți-am zis. Nu, să nu, băi, ești. Dar nu mă gândeam ca pare, mă, nu mă gândeam ca pare. Haide, mă, ca pare tu ceva n-aș pare. Dar tu știi că am filmări cu tine în telefon aiurea. Știu, mă, poți să le dai. Dar nu le dau, că n-am caracterul tău. Dar nu-i ideea asta, eu m-am gândit că tu. Mi-ai să le arată-mi tot, i-am spus. A spus la televizor, altceva nu ai, arată-mi tot. O filmare dacă vrei să prim cu toți și când faceam așa. Și ce mă voi, știi de ce ați făcut până la urmă? Nu știi de ce ați făcut? Nu m-ați făcut, bă, ce când ați făcut toate hainele mie de acolo? Bă, nu mă ce că e ripit? Nu-i vorba de rușine, e vorba de tine. E vorba de tine, ești pervers. Ce mă, că am arătat ce-am făcut? Da. Și eu apar acolo, mai văzut că eram cu borse, da? Tu arăți, vii și arăți, de-alea, că eu nu mi-e rușine ce-am făcut, că eu a fost o prostă alocată. Păi nu te zic că e rușine, dar n-am fost ideea să te arăt pentru tine. Bă, nu-i vorba de rușine. Dar băi, Ricardo, de ce le dai explicații? De ce le dai explicații? Eu am un mic tatuaj de la o prică. Hai, nu exagera. M-ai zgâriat? Nu exagera, că ți-am dat păi peste unul. Păi de ce? Eu m-am certat cu Aisma, că i-am spus la Aisma că... Am spus și de dumneavoastră, am zis, dacă tu ești prietenă cu doamna Andreea, nu... Tu, dar zi, tu îți lua subiect, nu lua cu istorie. S-am rău în spate și când mi-am pus bagaj, nu vreau să mă duc în spate, că am mai fost odată în spate. De după m-am întâlnit cu ea și mi-am cerut scuze, că eram furioasă, că s-a obosită, mi s-a... S-a certat ea cu ea, o frică cu ea, am prins, o lovit, nu știu ce-a făcut, a zis, și asta 15 minute până să te duc în spate. Și am zis, nu, atinge, te rog frumos subiectul meu, că eu în primul cu persoana mi-am cerut scuze și m-am împăcat. A început de la întârziere, Andreea, dar am stat vreo 10 minute după Mariana. Am vorbit cu fetele care au întârziat, cu tonul care vorbi cu mine. Se dea filmare cum a vorbit Aici cu fetele. Aici m-a țipat foarte mult la ea și i-a spus da, du-te în spate, că sunt eu cu Alina. Aici m-am înțeles foarte bine. În care noi am așteptat două ore, trebuia să mai stăm și după Mariana să treacă în spate. Ai lovit-o? I-am dat cu palma, dar peste umăr nici de cum peste frunte. Zgâritura din frunte. Aici, aici, ai da, dat, ai zgâriat. Dar dacă Alex băiat... Și pe Iancu l-ai zgâriat aici pe gât. Alex îi părea rău că nu s-a așteptat, că a vrut să mă ia. Și Iancu? A, nu, Iancu s-a băgat. Iancu s-a băgat să... Oare cum ne-am băgat? S-a băgat, dar nimeni nu s-a așteptat chiar o să mă zgârie. I-am spus de nenumărate ori să nu mă mai jignească, pentru că mi-e din firii când sunt jignit. Oare de grav? M-a făcut, nu știu, nu mai știu cum am, a treia oară, deci n-am mai putut, crede-mă. Și spunea Mariana, termină. Deci eu nu o vorbeam într-un mod urât, n-am jignit-o, Andreea. Nu am jignit-o, pur și simplu explicam situația la fete. O dată, de două ori, de trei ori, n-a înțeles. Ei, dacă n-a înțeles, îmi asum. Nu e adevărat. Nu sunt de acord cu violența, mă refer. Eu aș vrut să vorbești și cu fetele care am întârziat, dacă am... doi. De mine, eu ți-am zis să ne protejăm la da, cameră. Tu n-ai înțelegi. Făcut asta, tu nu înțelegi. Tu ești corect, bă, mi-ai zis, le dăm tot dacă vrei. Nu, okay. Ești, nu ești corect. Să fii vrei, vrei să facă panoramă pe seama la altcineva. Nu eu, asta a fost intenția. După ce mi-ați făcut, la ce să mă gândesc, bă, dacă vă e rușine, ne asumăm ce am făcut. Și nu mă gândesc la alții. Eu și eu apar. Nu înțelegi că nu mi-e rușine, că a fost o Caterin cu o prosteală. Mie mi-e de tine, că tu erai prieten cu mine, dar ești un pervers, nu ești un prieten, ești un fals, un pervers. Asta ești. Că am arătat exact cum a fost faza. Când ești acerut. Nu a arătat cum a fost faza, ți-a arătat tu fața. Eu de ce trebuie să o suport, Andreea? Eu trebuie să o suport okay, pe Mariana. Deci adevărul te-a provocat foarte tare. Și eu am împins-o așa. Că nu vă place adevărul. Nu, nu, tocmai eu am vrut să dau cu vorbească. Andreea, am vrut să o împing. Nici de cum n-am vrut să o zic dacă e făcut așa. Alte dăți ai enervat mult mai tare. Dar la hotel, când o împins ușa și ai du-te, tu oricum știi că mă duc la recepție. Nu de asta vorbesc cu mama la telefon. Nu se mă bat că ești supărat, că ești eliminată și Cătălin s-o duc. Fata dumneavoastră, nu știu ce, pe bune, Andreea, am 31 de ani. Fata dumneavoastră nu are bun simț deloc, deci fata asta nu are limită. Nu are limită. Și hotelul îmi spune, vorbește cu agent media. Și ce? Cu ce drept mă împingi și îmi închid ușa și o să dorm lângă brad? Mută-te, fată. Eu nu, mută-te tu, că tu nu respecti. Da.
Eu cât te-am numit că nu era ok. Eu aș fi vrut cu același timp să vorbești cu fetele despre contenția. Bine, atunci să facem cu tragere la Sor și o să stați fiecare pe rând cu ea. Eu am stat deja o lună, vă rog. Eu o să mă lăsați ultima afară. Că eu n-am problemă, Andreea, că pot să... mi-a ajuns. Eu, cu eu nu am probleme cu ea în cameră. Ea, eu sunt omul bun, recunosc. Ce, Bianca, ea nu mai fumează. E... ajung să o bat în cameră, nu, că nu pot. Eu mă înțeleg. Nu, eu din contră, eu în cameră nu ajung. Da, da, trebuie să vă gândiți, că eu am stat cu ea, da. E foarte greu, Andreiana, e greu. E greu, dar cred că nu așa mult. Și de-aia e așa nervoasă pe ea, pentru că o enervează fiecare seară, pe noi ne enervează aici. Eu știu că am trăit cu ea, Mariana, nu te supăra, dar... N-am dormit până la 6 ore. Pe mine nu te aranja când te puneai pe patul meu, vorbeai non-stop cu Livian și cu asta, și cât eu știu și nu le zic în discuțiile alea. Problema e că ea în cameră nu este... Nu adică nu de... Mariana, dar ce vorbești acum? Serios. Ce-i Mariana? Și Levian tace. Ce zici tu? Nu vrei. Da, mă, dacă eu am filmări cu tine și am... Și dă-le, mă! Dă-le, nu-i nu, viața! Eu am caracterul tău! Bă, bă, eu am caracterul tău! Bă, dar când v-am spus, bă, nu mai faceți aia acolo, mie bă, cameră! Bă, noi ne distrăm! Da, ne distrăm, da, când v-am spus cu hainele, că eram serios cu hainele și... L-am spus, bă, eu am fost atunci. Cu haine, mă, sunt haine. Pentru haine ne-a dat afară, pentru televizor. Lasă de l-a de televizor. Normal, bă, că noi n-am distrus nimic, a fost o prosteală, o chestie aiurea. Le-am pus la loc alea. Dar el trebuie să arată neapărat, mă, că-l roade pe el. Vezi, bă, că apar și eu în videoclip, bă, că beau cu voi și beau. Și dacă n-am părăit, tot ce ai filmat. Da, și am apărut și eu. N-a fost cu intenție să-i pun pe Etomir Poat. Ce n-a fost cu intenție? Dacă n-ai intenție, dar ai altceva. Nu mă intenție, poate că noi n-am făcut nimic, așa că l-ați fac televizorul. Păi tu n-ai... video pune la tu... arăta, tu n-ai făcut nimic. Eu am băut și eu cu voi, nu pot să zic. Și eu am băut cu voi. Ideea că nu voi n-ați făcut nimic, ei au făcut ceva. El o... Da, eu chiar n-am făcut nimic. Adică gen... televizorul... Te brâncăi tu cu de perete și erai tu pe jos pe acolo, le puneai? Nu cred. Urlă, bate ușile, ajunge la cimineața. De ce minți? Dar nu se poate așa, spale Mariana. Doamne, Andreea, eu o stat ieri la bucătărie și o vorbea la TV. Am zis, du-te, culcă, că nu se poți trezi. Ai văzut ce-o făcut ea din cauza? Pentru că ea cu tine nu poate să lupte, ea cu mine poate. Păi, de-aia așa am numit-o așa. Dar acum înainte să-mi cer voie să vorbesc la telefon. Ce gaz. Eu provoc. Stai cu minte, că ești micuță. Tu trebuia să te culci. Ești prea mică, mă repet. Ești păi prea micuță. Mică, nu trebuie să știi cum ai pune tu gaz pe foc, că nu e cazul, ai înțeles? Mariana, ești micuță. De-aia am spus așa, stai în banca ta. Stai în banca ta. Tu stai în banca ta. Trebuia cu ele să vorbești așa. Nu mai jigni. Dacă nu mai jignești, nu te jignesc și nu am treabă cu tine. Poți să-mi spui ce vrei tu. A patra oară începe aceeași discuție. Gata, vă rog, că n-are sens. Chiar nu are sens. Ia să vedem ce mai fac și băieții. Da. Chiar că se bat. V-ați lămurit? Da. Da. Ce să ne lămurim? Da, vezi. Până la urmă, Ricardo n-are nicio vină că s-o filma și el pe el. Da. Am înțeles. Mie mi s-a bine, mi-a spus fata aia să dau tot, am fost corect în situația aia. Mi-a spus să arăt tot ce am. Bă, zici că e femeie, mă. Păi nu există. Bă, e mă. Da, mă, lăsați-mă, mă. Da, mă, da, așa e. Dacă e la voi în cameră, nu mai ziceți voi așa. Iancu, tu de ce n-ai dat filmările cu Ricardo? Are pentru că nu am caracterul lui și nu o să-l am niciodată. Are o filmare și el cu mine, dar eu mi-asum ce am făcut și nu mă supăr. Pentru că el înțelege că eu am făcut să-l pun pe într-o imagine. Dar e fraier dacă înțelege asta, pentru că în filmare apar și eu. Taci că vorbești mult și prost. Nu, tu vorbești mult și prost. Nu, n-am chef să-l ascult. El vorbește prost. Caterin, că noi dați țam pe cântă ca să mai râdem un pic. Vezi, Ricardo, când instigi la petrecere? Da, eu am... Și Ricardo e șarpene, filmează și doar el să ne facă... Nu, în filmările le apar și eu. Dacă filmările le-au apărat, să te obligam. Cu noi și cel mai mare șarpe, cel mai mare pervert. Tu te iei cu cameră. Noi între băieți... Are experiența sezonului întâi, te rezolvezi. Am arătat ce am făcut, te apărat și eu. Ai arătat pervers. Iancule, are experiența sezonului întâi, ce vrei? Ricardo... Nu te dai la perversul. Ce n-am vrut să faci, te dai la mine. Ricardo! Calmează! Tu te ridici! Nu! Ia-mi cu... Nu mă interesează! Oricum! Oricum! Da! Dă-te-ne! Bă, Ricardo! Ricardo! Vreau și vreau să te calmez! Am încredere în tine! Vă rog din tot sufletul meu. Păi eu spun cu el și spun că sunt și eu în filmări și el vine că am uitat să-l cumpere.
Da, video cu cătă, mă, atâta. Că video cu cătă. Gata! Ricardo, ieși afară. Mă jur că te... Eu ajută, mă scoate la afară pe Ricardo, te rog. Eu vă vezi frumos că ești afară. Iancu, am încredere în tine, ce ai? Doamna Andreea, dar mi-e pierd multe. Dar nu, asta Maria bătaie. A, păi dacă el se ridică, păi și dau ce merită, că el se ridică la mine, ce să-i fac? Păi și tu ce faci? Îi răspund exact cum merită. N-am ce să vorbesc, e un pervers, n-am ce să nu mai vorbesc despre el. Dar de ce crezi că e pervers? Păi dar noi ne distrăm toți ca băieții, ne prostim, râdem, glumim și pe el ne filmează și vezi, doamne, încearcă să ne pună pe... Dar faza e că și el a făcut multe chestii. Păi nu mă deranjează alea, că eu știu că a fost o Caterinca și o prosteală. Mă deranjează el, că îl consideram prieten și el încolo e cel mai mare pervers din casa asta. Atât, atât. Dar nu vii tu să-mi spui mie că dacă vreau și ziceam, cum zicea acum, băi, ai rupt patul, ai dat cu picioarele în patul meu. Care al meu, asta era să fiu pervers și să spun, dar nu am spus, eu am dat toate filmările. Mai am filmat pe acolo când îmi filmez sau ce am făcut eu acolo, beat. Dar nu spui mie că eu vin să te pun pe tine, te-o postează post. Că n-am venit să spui că ai luat patul, că ai rupt picioarele de la pat, n-am venit să spun că tu ai luat hainele mele, că ai spart sticle, n-am venit să spun toate treburile astea. Veneam și le spuneam. Eu am dat toate filmările să se vadă clar ce am făcut de la început până la final. Da, cumva el de teama ca nu cumva să fie pus să plătească televizorul. Adică să demonstreze ce s-a întâmplat acolo și cine ce s-a întâmplat acolo. Da, 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 televizorul total de acord, dar noi n-am distrus nimic, numai ne-am distrat și am făcut o caterincă între prieteni, atât tot. Și Cătălin și-o asuma, da mă, eu l-am spart, poți să dai cu mine. Era ok, dădea cu Cătălin, aia era tot ok. Uite că și eu mă enervam. Oricum, adică pedeapsa o luau toți. Deci voi nu v-ați aștepta să, vă, să dea și videourile cu voi, de aici e problema. Nu contează familia, că fiecare avea familie. Nu erau relevante. Dar nu, eu l-am întrebat, Cătălin l-o vrea televizor. Ai dat și ceva cu mine? Ai dat ceva cu mine? Și face, nu, am dat două videouri cu Cătălin. Dar Ricardo, ce s-a făcut de râs? Că Ricardo nu s-a făcut de râs cu nimic. Da, plătește tu patul, plătește oglindă, plătește perete, plătește toată camera. Și mă bagi și la... Măcar nu dă de care... Pe televizor. Bă, apare aia, și cu mine, bă. Aia nu trebuia dat. Eu înțeleg că tu ți-a sus și că ai făcut cu ea acolo. Păi da, mi-a sus și eu. De eu am dat tot, bă, eu am dat tot în... Să fiu corect, mi-a zis fata aia, dă tot ce ai. Și eu nu m-am gândit nicio secundă că ei au făcut ceva să se supere pe mine. Le-am zis, bă, nu cred că voi apăreți ceva. Bine, faza aia cu ea până acolo, patul și alea și s-o trântită aia pe acolo în fiind. Bă, dar ei nu înțeleg situația, bă, că eu nu... Aia, frate, cu și ăla cu... Alea surâte. Păi, eu am dat tot, eu nici nu mai știam ce aveam filmat. Am văzut filmare, am dat totul. Ricardo s-a supărat foarte rău, a luat foc, așa s-a ridicat în picioare, când Iancu i-a spus că la fel o să faci și cu Dea în viitor. A, și de aici s-a enervat. Atunci s-a enervat, s-a ridicat și a făcut totale. Ce mă interesează, mă, pe mine de nervii lui, un șarpe, un vai de capul lui. Pentru că dacă stăm să ne uităm în trecut, asta a făcut, fac toate eventele cu care a fost, cu prieteni, cu toată lumea. I-a filmat sau le-a făcut ce le-a făcut și apoi a venit și a spus pe post. Da, așa e. Păcate, cam așa procedează. La petrecerea cu noi, la fel, mi-a făcut și mie. Dar pe mine nu m-a filmat, doar a povestit. Și chiar nu e o răutate, astea sunt faptele pe care le-a făcut. Tot timpul a adus în emisiune. Da, da. Acesta e Ricardo. Da, asta demonstrează că e copil și nu i-a asumat, nu-i destul de matur. Pentru că până la urmă s-au distrat toți între ei acolo. Vii acum și faci scandal și torni. Uite ce am făcut în cameră. Asumați-vă, frate. De aici au asumat. Era de ajuns, era relevant un singur video în care Cătălin a lovit televizorul și a și spus, îmi asum că am spart televizorul să nu se oprească banii. Era arhi suficient. Oricum ne dădea afară din hotel. După un singur video când lovea televizorul, eram dat afară. Sigur că ei știau faptele că ne-au dacă nu le făcea de amuzament, nu filma de la bun început, haideți, filma băutura. El a vrut să se amuze, nu cred că a vrut să facă asta. Da, dar nu trebuia să-l ia. Dar niciun video în care el se face de cine la televizor. Ăla au fost urât, un video scurt, foarte urât. În niciun video nu se face de rușine. Să le șteargă. Ce prieteni, că sunt prieteni, ce prieteni, ăștia sunt prieteni, despre ce vorbim aici? Prietenie, nu știu de ce deamă. Dar nu așa, halul ăsta, pe bune prieteni, dar măcar ai caracter și din colegialitate nu fă chestia asta, nu că ți-i prieteni, că nu suntem nimeni prieteni. Dar... Asta denotă faptul că nu are caracter. Nu are rost, nu are rost să vorbesc. Fie că părinția aș zice că subiectivă. Bă, faci la mine în cameră, faci atâtea. După ce vreau să vină liniștiți în emisiune și să zică, domnule, eu n-am făcut nimica și restul pică toate pe mine.
nu mă, eu te înțeleg și pe tine că ai vrut. Bă, eu am vrut să arăt tot cum să faci lumină, ce s-a întâmplat. Să fac lumină. Asta vizează, bă, vreau să fac lumină, mă, vreau să fac lumină. Trebuie să fii selectiv, frate, la filmări. Acolo trebuie să știi, erau prietenii tăi, pe la urmă, că e chemat acolo, nu? Păi erau prietenii mei, dar. Și să prietenii mei și trebuie să mă înțeleagă cum ce am vrut să fac, să arăt cum s-a întâmplat totul, toată seara. Că și eu apar. Trebuie să ajungeți, frate, să vă jigniți alea. Bă, ăla, ce că picioarele. Ajunge la să spună mie că picioarele. Păi bă, ăștia-s copilării, că vine el să m-a picioare, lasă-mă în pace. Că eu n-am venit să spun, bă, e vina ta sau e vina ta. Eu mi-am asumat, eu îi chem. În filmare se vede clar că eu îi chem. Am trimis și filmarea. De ce? Am trimis și filmarea cu mine să fiu corect, să arăt ce s-a întâmplat. Hai să mergem, nu am trebuit să rezolv ăștia și lasă și Iancu și tu să lași porcările astea. Bă, dar nu e mă, că nu are dreptate. Andreea, bă, uite așa. Ce așa să încheiem o dată, să terminăm. Marius Livian. Da, doamnă. Nu ne mai rămâne timp pentru astăzi să vedem videouri. Dar să puneți, vă rog frumos, vă rugăm mâine să nu lăsăm așa în coadă de pește, vă rugăm. Nu, credeți-mă că nu o să rămână în coadă de pește, pentru că fetele astea trebuie să știe. Sigur. Păi și noi vrem ca ele să fie liniștite. Asta e și ideea noastră. Bine. Nu există niciun măcar lucru. Dacă ziceau aia de la recepție era frumoasă, splendidă, atunci... Asta ne-a pus aia o mâine proastă. Dar pe săcă că e urâtă să pice și pe noi. Livian, eu nu am făcut decât să citesc mesajul trimis de cei de la hotel. Sigur, dar se și am văzut și un video, când va fi gata, va fi pus, mai exact mâine. E gata acum, dar nu mai avem noi timp astăzi. Sper din tot sufletul meu să nu aud că a fost violență pe aici, pe hol. Nu, să fie liniștită. Ricardo, am încredere în tine că te poți ție calma și te poți liniști. Da, sub cam, dar nu-mi vine să spună picioarele. Băi, nu că ți-l direct, nu vin și spui. Gata, bă. Iar te... Să vă liniștiți. Mai mult. Gata! Turcu, îți mulțumesc din tot sufletul meu. Da, doamne, Alex, stai liniștită, că nu o să se întâmple nimic aici. Alex, îți mulțumesc și ție. Turcu, am încredere mare de tot. Da, da. Și în tine, Ian. Livian! Da, eu... Puteți să... Și Livianul făcul. După ce am văzut imaginile pe care le-am văzut, sunt un pic supărată pe Livian. Care? A făcut cu o gagică, Livian? Ce imagini? Gagica aia urâtă. Dacă era frumoasă, nu se mai supăra. Când auzi că a ieșit o fată de la voi din camera de hotel? Tu chiar nu auzi asta? Da, pe dar de intrat n-a intrat. Doamna Andreea, trebuia să stau și eu să mă gândesc, bă, oare eu am fost și să las pe ea în pace. Bine, mulțumesc și ție, Livian. Mulțumesc, Marius. Vă mulțumesc că ați intervenit. Na. Doar rămâna. Dar sunt un pic supărată. Ei, lăsați că... Da, o să fiți fericită. Mâine o să de la agonie la extaz o să vă fiți... Mâine pe video o să vedeți că era chiar frumoasă fata. Da. Era. Băi! L-am văzut-o. Mie nu mi s-a părut așa frumoasă. Deci de aici frumoasă. Glumesc. Nu există nicio fată. N-a trecut Marius, pe acolo. Marius, iodor profund. Nici măcar prin... Marius. Uitați, dacă a trecut prin fața ușii, nu dacă a intrat, dacă a trecut prin fața ușii, eu mă retrag în direct și în reluare. Nu există. Marea Natasha, deci nu. Bă, sigur nu mi-ai pus somnifere și ți-ai adus pe vreun. Eu am dormit primul, voi nu. O să vedem mâine videoul și o să ne convingem cu toții. Aș vrea să vă liniștiți, vă rog din tot sufletul meu. Am început anul cu stângul. Bă. Cele 8 ore s-au încheiat. Rămâna! Respect.
Mă, Iancu, tu ce crezi? Că vrea să iasă, a vrut să iasă el bine și voi restul rău? Nu cred, așa, așa este, nu că cred eu. Nu pot să cred că tu ești prieten cu el și ar fi vrut să facă așa rău intenționat. Pentru ce? Ce are de câștigat? Tu a fi scopul să facă bel show pe spatele meu. Nu, nu o făceam. Ăsta, bravo lui. Nu. O fost șmecheric, ai asta fost să zic și eu. Asta pot să zic și eu de ei că mi-au distrus camera și că au vrut să facă rău. Eu știu, mă, de ce e conflictul ăsta între ele două. Dar nu pot să. Au avut ceva boptele ca în copilul? Da, o plăcea. O plăcea. Eu știu. Bianca, ascultă-mă bine, să lămurim o chestie. Dacă eu am venit, m-am uitat fix la tine, să văd cum te uiți la mine. Tu te-ai uitat așa, ca și cum ar fi o frunză, ceva, o pernă, nimic mai mult. Nu, dar dacă vedeai ceva, că dădeam semn, dacă vedeam când dădeai un cel mai mic semn, da. Nu zic că nu mă băgam, pe bune, mă băgam. La voi, cred că nu s-a încheiat ceva de tot discutați de subiectul ăsta în continuu. Îi afectează adevărul. Ce-a spart acolo, mă? I-a căzut creierul. Auzi, Filip, i-a căzut creierul. Filip, ia stai să spun, musculiță un pic ceva. I-a căzut creierul, dar știi ce? Tu nici măcar nu-l ai. Creierul tău e cât popul de fasole. Cât popul de fasole. Nu vă e rușine? Casa asta se numește Casa Puterea Dragostei. Filip, da, da, da. Frumos. Da. Vă comportați ca niște oameni normali, sunteți la televizor. Voi credeți că el a vrut să vă facă rău? Eu, pur și simplu, cred că s-a distrat. Păi voi nici nu meritați, măi, voi acolo a stat în lux. Având în vedere faptul că era camera ta, tu vei plăti tot ceea ce s-a distrus în acea cameră. Ok, pa, la revedere, am plecat. Unde era Iancu dacă ți-a strâns Husein bagajul? Asta ce înseamnă? Că v-ați mutat aici! Pentru ultima dată, și nu glumesc, mai primiți o șansă.